Salut și bine v am găsit la podcastul de istorie. Acum două săptămâni am vorbit despre, despre Tiberius, despre felul în care. despre accederea lui la putere și despre ce, ce a încercat el să facă diferit față de Augustus. O să discutăm astăzi, să spunem restul, deși e un pic impropriu. O să discutăm despre, într-adevăr, restul carierei lui și despre finalul apoteotic pe care îl are Dar înainte, Sergiu, aici prezent și el Corect, corect, sunt prezent la datorie așa. da, înainte... Ne va ajuta să facem o mică erată pe ce am discutat săptămâna trecută a, ah, exact. Știți că eu v-am spus, eu ascult episoadele trecute să văd ce idei revoluționare am avut și ce prostie am mai spus în vâltoarea conversației, că n mai apar inevitabil. Și înainte să povestim acțiunea din episodul de astăzi, vreau să fac două-trei corecturi. Nu sunt, sunt așa de detaliu, dar țin la ele și probabil că și episodul viitor, dacă o să apară ceva inexactități care vă confuzează, o să le rezolvăm tot noi. În primul rând, când ne întrebam noi unde am rămas, da? și am zis că nu doar, nu doar că l-am omorât pe Octavian Augustus, ci l-am și înmormântat. Aici înmormântare înseamnă de fapt incinerare, nu îngropare. Da, cum cred că am afirmat o dată sau de două ori, da, incinerare și în mausolare, dacă mormântul lui era un mausoleu. Deci aici trebuie să asta e ideea, incinerare nu, nu îngropare. Ceremonia, dacă toți suntem aici, ceremonia pentru, pentru Augustus, pentru Incinerarea, pentru îngroparea, pentru cum vrem să-i spunem, uh, pentru funeraliile lui uh, da, lui Augustus, da. sunt un subiect în sine. Cred că am putea să stăm undeva la o oră, pentru că uh, este, există foarte multe detalii puse, sunt niște aspecte foarte importante pentru pentru romani care țin de cultura lor, de așteptările lor. Iar funeraliile lui Augustus sunt un eveniment foarte important anul 14 după moartea lui lui Augustus. Cea mai mare parte este ocupată, restul anului este ocupată de exact cum să îi ofere. Tiberius cele mai potrivite funeralii, și implicațiile acelei ceremonii sunt foarte complexe. Însă noi nu o să insistăm, pentru că poate la un moment dat o să, o să stăm să explicăm faptul că, de exemplu, împărații romani ajung să fie deificați, poate o să discutăm în momentul în care o să avem ceva mai mult context pentru lucrurile astea. O să vorbim despre mai mulți împărați o să, Pentru că, spoiler, o să fie mai mulți împărați Deci o să discutăm un pic mai mult despre împărați Poate chiar în momentul în care ajungem să vorbim despre Traian că De ce nu? Și într-adevăr, ei își deificau împărații Și era un motiv foarte important pentru chestia asta este mult mai complicat. Noi ne-am reținut de la intra în acele detalii pentru că într-adevăr cumva am încercat să păstrăm, o, oarecum, să ne concentrăm. Pe am povestit am pe povestit mai pendelete mai în, mormântarea, în, mormântarea, în mormântarea, am povestit mai pendelete funeraliile lui Cezar cu discursul, cu manechinul ăla de ceară, cu... Tot felul de chestii, da cu Marc Antoniu, și atunci n-am mai da. refăcut chestia asta. Și ăla este un eveniment excepțional. Funeraliile lui Drusus, de asemenea, au fost Drusus, fiul lui Augustus, da, da. fratele lui Tiberius. și au fost importante. Funeraliile lui ăsta era, acum chiar îmi scapă, era unul din Primii pretendenți la uh, ca al lui uh, Augustus. Marcelus. Ma, așa, Mar Marcelus sau Marcelinus. Sau, sau, sau Lucius sau Gaius, nu știu că ăștia au fost. Uh... Nu, nu, Marcelus, 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 Marcelus. Da. Da, da, da. Uh, și ale au fost foarte importante. Ele ajung să fie discutate și de ovidiu în, în scrierile lui. Mă rog, aici doar voiam să fac uh, diferențierea asta între incinerare și înmormântare, da, atâta tot, sau îngropare. După aia tot așa, exact ce am zis noi, uh, succesorii la domnie. Noi am mai spus și Iuliu și Gaius, ideea e că sunt... Lucius și Gaius. Înaintea lui Tiberius au fost Lucius și Gaius. Unul a murit în anul 2, unul un a murit în anul 4 Deci nu Iulius, ci Lucius. Asta vreau să zic. Mm. Și a, a, okay. am făcut odată greșeala asta, în rest am spus numele corect Dar să știți la ce ne refeream să nu este confuzii. Și tot așa am mai spus că niciun senator, aici am mai corectat tu Niciun senator nu a apucase vremurile Republicii Clasice și toți erau născuți după anul 1, da? Bine, puteam să fac o șmecherie să zic că, de fapt, m-am referit la anul 1 al Principatului. Dar a fost da. clar o greșeală din partea mea. Am mai corectat și am rezolvat. În rest, să știți că, da, eu ascult episoadele, mi se pare că am fost bă, nu impecabil, dar aproape impecabil în toate, în toate, informațiile și interpretările oferite, serios. Așa că ne mai permite niște inexactități și episodul ăsta pe care promit că o să le corectăm episodul viitor, dacă apar. Uh, da, uh, știi cum e, laudă-mă gură că n-are cine cineva da, noi încercăm să facem lucrurile cât mai bine, însă mai ales în, în, zona Imperiului Roman este foarte complicat și Republicii Romane, pentru că toată lumea o să poarte același nume. De exemplu, astăzi o să vorbim despre Germanicus și Drusus, despre Drusus și despre Drusus, care ale căror soți sunt puternic legate de cea lui Tiberius. Și da, lucrurile sunt foarte, foarte încurcate aici și uneori e foarte greu să le, să le descurci pentru că nu știi care drusus moare când dacă tot am început într-o notă din asta destul de hazlie, cum facem de obicei, sau mă rog, continuăm într-o notă hazlie sau terminăm într-o notă hazlie, vreau să vă spun un și după aia putem să intrăm în desfășurarea acțiunii, Uh, un episod super funny pe care Ni-l ni relatează Casius Dio Și n-a mai, uh, mai avut timp să-l spune În tura trecută, are legătură cu Accederea uh, lui Tiberius la tron Adică cu primele lui măsuri Atunci când un sclav al lui uh, Agripa Postumus, numit Clemens Profită de asemănarea E foarte faină povestioara asta și are și Mă rog, finalul Așa, e interesant ziua, ziua, ziua. Uh, Profită de asemănarea Cu stăpânul lui, uh, tipul ăsta Clemens, uh, își lasă uh, își lasă părul lung, își lasă barbă ca să fie și mai greu să se sizeze diferențele între cei doi. Se dă drept urmașului Octavian, da, strânge în jurul lui, nu știu, tot felul de, de scăpătați, de dubioși din ăștia, formează dita mai leacta postpolită de prin Galia, de prin Italia și răspândește zvonul cum că Agripa Postumus, adică el, scăpase, scăpase din atentatul pus la cale de Tiberiu sau de Livia sau de așa și, mă rog, tot suporterii ăștia ai lui s-au îndreptat spre Roma. Nu știu, poate mizau și pe. Uh, Casius Dion zice, dar poate mizau și pe sprijinul forțelor politice care nu-l aveau la suflet pe Tiberiu, adică republicanii, și atunci. A... Da. Tiberiu își strecoară niște spioni în tabăra lui Clemens, da, care se dau drept susținător și care uh, îl prind până la urmă. Uh, e închis, e torturat, și aici ne zice Casius Dio o chestie super isteață uh, Tiberiu să-l întreabă pe Clemens: Totuși, cum ai devenit tu, Agripa? La care uh, Clemens îi răspunde genial În același fel în care a devenit și tu cezar ah, Și nu e de, și nu e și nu e departe de adevăr Adică bine, după nerușinarea asta Omul a plătit cu viața Dar măcar a, a rămas în istorie Deci Eu, poate poate m că a meritat m m Măcar a zis o glumă Măcar a zis film. o glumă Bă, pe de altă da. parte Să știi că dacă mori Tu nu mai știi dacă ai rămas în istorie Deci poate că n-a meritat În fine, compl complicată sunt căile istoriei ce este interesant este că povestea asta se va repeta și doar o să reamintesc aspectul ăsta Se va repeta cu Drusus, dar o să revenim la chestia asta mai pe final Bun, hai să vedem unde, unde eram Discutasem săptămâna, în episodul trecut, tot spun săptămâna trecută, dar nu este un show săptămânal din motive obiective Discutaserăm despre diversele diversele situări ale lui Tiberius relativ la cele trei clase importante din societatea romană. Este clar că Tiberius este un fan al aristocrației, este un tradiționalist și el ține foarte mult la prestigiul aristocrației. De asemenea, foarte important, este un om care cred că este ultimul mare luptător pentru restaurarea Republicii. Și o să vedem lucrul ăsta în discuția pe care o avem mai departe. Așadar, Tiberius, un mare fan al aristocrației, încearcă să-i redea cât mai multe drepturi. Cum spusem în episodul trecut, încă de la început mișcă anumite responsabilități înspre Senat. Nu, mai, nu, se mai fac alegeri real, ci se fac alegeri de către Senat și Senatul vine și supune practic mari adunări naționale, Comisia Centuriata. Ăștia sunt candidații, votați. Nu prea au foarte multe opțiuni, dar ăsta este un obicei care a fost pornit încă de pe vremea lui Augustus, și este codificat ca lege în, în vremea lui Tiberius Și aici iarăși este un aspect important De ce vorbim foarte mult de lege? Și o să vorbim foarte mult de legi și în episodul care urmează Pentru că în cele din urmă, felul în care se plasează Tiberius este fix acesta El ca princeps, ca să înțelegem, încă nu este o relație implicită de supunere față de Tiberius. Nu există încă așa ceva. Există supunere, să spunem, de facto, adică oamenii chiar asta fac, îl, îl recunosc ca fiind princeps cel mai bun, cel mai tare și tot ce spune el este corect, dar realitatea este un pic diferită în sensul că el este conștient că are nevoie de girul senatului, de anumite uh, mijloace leg uh, legale. De fapt, rolul pe care îl ia uh, Tiberius este de un fel de arbitru al justiției. El uh, vine uh, și face o mulțime de acte administrative, și este efectiv un funcționar. Și o să vă dau un pic uh, un citat. Dintr-o scrisoare pe care el o scrie Senatului, și sau nu știu, cred că este un discurs pe care îl ține în Senat, în care explică care este rolul unui Princeps și spune el în felul următor. Vă zic aș acum, așa cum v-am spus înainte. Datoria unui princeps bun și binefăcător, căruia i s-a dat atâta putere fără o preliște, este să fie servitorul senatului și al cor corpului cetățenesc de întregul și al indivizilor. Nu-mi regret cuvintele, ați fost și sunteți stăpân buni, corecți și generoși. Ce face uh, Tiberius aici este cumva să aducă senatul și să-i dea să-i dea practic acel gravitas, autoritas pe care îl așteaptă toată lumea de la, până la urmă, Senatul unei Republici. Problema lui, el se consultă cu Senatul în orice problemă și, în general, le acceptă verdictul. Adică nu, nu în general. Tot timpul le acceptă verdictul. Nu există hotărârea ale Senatului pe care Tiberius să vină să le încalce. Alegerile de magistrați sunt trecute la Senat, reduce ce, ce face, un lucru pe care îl face foarte interesant, dacă ține minte din episodele anterioare, pentru că, practic, cu prezența unui, unui princeps, consulul deja este cumva inutil, în mare parte inutil. Um, ăsta, Augustus a insistat foarte mult ca oamenii să, um, să treacă, deci cât mai mulți aristocrați, să treacă prin rolul de consul. Așa că aveai ani în care aveai doi consuli, după care aveai 2, 4, 6 consuli sufecți. Adică ăștia își dădeau demisia, veneau următorii. Își dădeau, stăteau 3 luni, își făceau un nume, ziceau că gata, uite, am fost consul, și după aceea îi lăsau pe următorii. Ce face Tiberius este cumva să restaureze demnitatea acestei funcții. Practic, în vremea lui, cu foarte rare excepții, există doar consul și doi sufecți care îi înlocuiesc pe cei doi consuli și lucrurile sunt făcute în așa fel încât dă oarecare demnitate poziției respective Consulii sunt în general din familiile vechi sau din cele ridicate de Augustus, dar din când în când, pentru merite deosebite, apar și oameni noi foarte puțini, mulți dintre ei remarcabili, Mulți dintre ei se uită istoricii de astăzi și habar n-au de unde au apărut și ce au făcut, dar probabil că au făcut ceva remarcabil. Însă este clar că uh, Tiberius menține, dacă nu un echilibru corect, dar măcar un echilibru bine determinat. Aristocrația, pe primul loc, este acolo la conducere, este la, în zona aceea de luat decizii și uh, aristocrația conduce. Roma. Asta ca, este foarte important. Ca să simplific un pic lucrurile, nemeritat pentru Tiberiu și pentru tot ce ai spus tu până acum, dacă ne-am întoarce un pic în timp, Tiberius ar alege să fie în partidul lui Sula, nu în partidul lui Marius. Adică era un optimat. Așa Mai cum a fost și Octavian. Așa cum și Octavian a fost un optimat, deși tatăl său adoptiv, Cezar, era un popular. E Merită o discuție și pe tema asta, dar cum ai spus și tu, sunt câteva decizii care îl definesc pe Tiberius. Asta e o decizie, de exemplu, nici bună, nici rea. Asta faptul că a lăsat adurarea plebeilor fără puținele atribute pe care le mai avea, e ok, da? Ce face să spunem, o să, hai să iau mai întâi decizia negativă și după aia o să o spun și pe cea pozitivă. Dar Tiberius. În încercarea asta de a-și impune autoritatea, știa că are de urnit niște forțe inerțiale greu de urnit. Și atunci ce a făcut el? A, așa s-a gândit el cu mintea lui, a zis bă ia să schimbi o puțin înțelesul noțiunii de trădare. Adică până acum știi că erai numit inamic al statului dacă făceai ceva doar împotriva statului. Mm -hmm. Acum, princepsul fiind... Primul magistrat da, din fruntea statului, ei bine, acum, și dacă spui ceva împotriva princepsului, ești condamnat și ești acuzat. Există și un lex majestatis, ești acuzat de lez majestate. Și pentru chestia asta, Tiberius pune în funcțiune foarte multe lucruri, foarte multe resurse, foarte mulți oameni nu știu dacă să dau acum exemplul sau să dau mai, mai târziu, mai târziu, mai târziu, mai târziu mai din târziu. punct de vedere cronologic, atunci aș vrea să trec la faptul că autoritatea și buna lui guvernare nu se oprea doar în sălile de judecată. El avea obiceiul, mă rog, prostul obiceiul, spune Tacitus de a participa la procese, dar îl ruga pe judecător să-l ignore. Nu voia scaunul cu rul, stătea acolo în fundul sălii de judecată și voia pur și simplu să vadă cum este împărțită dreptatea în Republică, în Principat. Cam cum făcea, nu știu, și Alexandru Iancuza când voia să vadă dacă negustorii foloseau sau nu o caua mică. Uhum. Însă, taci, tu spune așa, bă, ăsta, participând la uh, ședințele de judecată, îi speria și influența pe judecător și atunci săracii ăștia luau o decizie haotică și nu era în concordanță cu ceea ce gândeau ei Deci ori, uh -huh. ce, ce vreau să spun cu chestia asta, oricât de mult bine ai încercat și n-ai cum să uh, îi mulțumești pe toți Iar în perioada da. asta, în perioada lui Tiberius, mai mult ca în altă perioadă, avem niște opinii ultra-ultra contradictorii Haideți să vă dau un exemplu. Când urcă Tiberius, când vine Tiberius la Roma, da, moare Octavian și vine Tiberius la Roma. Păi Suetonius spune așa, că uh, Tiberius îl prinde în viață pe Octavian și Octavian bagă citatul ăla cu maxilarele lente. Veleuus Paterculus spune nu doar că îl prinde în viață, spune că cei doi au avut o discuție îndelungată cu privire la problemele importante ale guvernării. Uh, îl prezintă pe Octavian așa gârbovit de bătrânețe micuți și susținut de brațele puternice ale lui Tiberius. Tacitus ezită, spune că n-are date foarte sigure, iar Cassius Dio o bagă și pe aia, că Octavian era mort după ce se ospătase cu smochinele otrăvite ale Liviei. Tu mai ziceai și tu acum vreo două. Deci concluzia este următoarea. Habar nu avem care e adevărul. Asta, oricât de, 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 de dezamăgitoare cumva și dezarmantă este, de aia Încercăm să prezentăm mai mult firul logic al evenimentelor, contextul, legăturile astea, nu doar niște zvonuri, pentru că dacă am sta să prezentăm toate zvonurile, vorba lui Dorin, ar trebui să facem episoade, episoade, episoade despre fiecare an, în parte, că în fiecare an da. se întâmplă o mie de chestii. Dar încercăm uh, să, să structurăm un pic evenimentele. Cred că treaba noastră de istorici amatori. Este să ne uităm peste toate lucrurile astea care s-au întâmplat și să încercăm să ne dăm cu părerea care este esențialul a ceea ce discutăm, care este aspectul acela cel mai important care merită cu adevărat prezentat. Întotdeauna o să avem mai multe surse, cel puțin acum. O să avem mai multe surse, o să fie vremuri, o să vină vremuri în care nu o să mai avem surse. Dacă o să avem o sursă, o să fie mare bogăție, dar. Bă, exact, când, când avem prea multe surse, ne plângem. Când nu avem nicio sursă, ne plângem. Exact. Bă, nimic nu ne mulțumește. Da, dar măcar când nu avem nicio sursă, uite cât am discutat despre lista, da? Deci, când, când nu avem nicio sursă, facem patru episoade. Bun. Și, și despre un aspect vreau să mai vorbesc, tot un aspect al așa. guvernării lui Tiberius, despre provincii. Despre provincii uh -huh. și despre prosperitatea lor. Pentru că, în timp ce la Roma o să vedem, deocamdată nu spunem, dar să zicem că regimul lui Tiberius este unul mai Mai despotic, da? să mergem pe, pe mâna lui Suetoniu și a lui Tacitus, care îl prezintă așa, în, în provincii. Tirania asta, să zicem că nu afectează deloc provinciile, adică creșterea economică pe care noi am discutat-o și am prezentat-o și am remarcat-o, care a început pe, pe timpul lui Octavian, se consolidează foarte bine pe timpul lui Tiberius. Uh -huh. Tiberius chiar se îngrijorează, și Tacitus spune asta, se îngrijorează bunăstarea locuitorilor din Imperiu, numărește taxele are grijă ca aparatul ăsta de stat să nu le colecteze discreționar și abuziv. Știți că era și pe, pe agenda lui Cezar, nu doar a USR-ului, lupta asta împotriva anticorupției, da? M uh, îmi place, îmi place foarte mult felul în care îl ceartă pe perfectul Egiptului la un moment dat, pe Emilius Rectus uh, Și spune în felul următor Îmi vreau oile tunse, nu biciuite chestia asta mi s-a părut excelentă. Asta, este maxima favorită a lui Tiberius, de fapt, când vorbește despre provincii. Un bun păstor ar trebui să tundă oile, nu să le belească. Da? Și mulți, mulți guvernatori, inclusiv ăsta al Egiptului, care le beleau, au fost judecați și condamnați. Asta este, da. exact asta voiam să spun și eu, e foarte intransigent și foarte dur cu guvernatorii care ce făceau? Mai ține minte de pe penea Cezar. Ăștia considerau provincia moșia lor proprie și personală, da? Și mai ține minte ce abuzuri se făceau atunci. Era, mai spun o dată povestea asta, chiar mi se pare foarte, foarte cutâlc și foarte isteață. Guvernatorul trebuia să facă trei averi, practic, de pe urma provinciei pe care o administrează. Prima, cu prima își plătește datoriile, cu a doua avere mituiește juriul în caz că se ajunge la proces și a treia avere o ține pentru el. Deci, ca să înțelegeți cum îi jupuiau guvernatorii și proconsulii și propretorii pe, pe provinciali. Și încă o chestie foarte importantă, că apare mai, mai încolo. Una dintre cauzele uh, pentru care, pe termen scurt și mediu și lung, oamenii ăștia, poate și una dintre cauzele destrămării Imperiului, deși n-aș ajunge până acolo, oamenii ăștia nu se vor considera niciodată romani cu adevărat, asta este dar chiar dacă făceau parte din Imperiul Roman și chiar dacă unii mai primeau și cetățenie, faptul că au parte doar de guvernatori care se gândesc numai cum să se căpătuiască, o să, cum să zic, nu, nu, o să reziste la, la forțele astea centrifuge ale Imperiului. Poziționarea față de, de fapt, punerea accentului pe Roma sau pe provincii este o treabă care ține de fiecare, împărat în parte și o să discutăm la marea majoritate acolo unde, unde, va fi cazul cam care este diferența de politică. La Tiberius este destul de clar cumva lui nu pare că nu prea place Roma. Sunt foarte multe lucruri care îi displac la Roma, însă într adevăr pare că din punct de vedere al prestigiului Romei în provincii, el întărește acest prestigiu și uh, face niște schimbări cu adevărat interesante. De exemplu, el uh, prelungește uh, foarte mult uh, mandatele guvernatorilor, uh, mărește mandatele magistraților din provincii și asta cumva uh, îl ajută să stabilizeze uh, provinciile respective. El de fapt are o mare problemă în stabilizarea provinciilor, și asta este una din soluții. Un exemplu celebru pe care îl cunoaștem și noi este Pilat din Pont, care este unul din oamenii ținuți de Tiberius vreme de 9 ani la conducerea iudeiei. Ceea ce nu ai fi văzut au fost 5 ani, știam că este mandatul sau uneori chiar mai scurt de atât, dacă lucrurile erau un pic. Inițial uh, au început cu un an, cu un an, cu doi ani, și după aceea s-a ajuns la 3, la 5, uite, acum chiar la 9 da. ani. Într-adevăr, asta e foarte, foarte important și uh, vreau să punctez aspectul acesta. Uh, pentru, pentru sănătatea și stabilitatea Imperiului, e mult mai bine uh, să fii uh, urât la Roma, dar iubit în provincii. Pentru că Tiberius, din păcate, era urât la Roma, uh, mă rog, era, din păcate, din, da era urât la Roma, dar iubit în provincii și era mult mai bine pentru sănătatea Imperiului decât dacă ar fi fost nicasă. Da, exact, exact. Două lucruri mai sunt foarte importante. Prima este stabilizarea sau consolidarea provinciilor pe care le-am moștenit de la Augustus. Augustus, încă era în faza în care Roma avea diverse cuceriri, inclusiv să ne amintim Germania, da. Acolo l-a trimis și pe Tiberius să rezolve niște lucruri, acolo a pierdut o câte două legiuni, a pierdut trei sau o legiune, trei trei trei, trei, trei legiuni. Sunt sunt niște zone destul de explozive. Uh, el uh, așadar o să aibă nevoie să facă managementul, uh, managementul provinciilor într-un fel inteligent. Trebuie să lupte cu diverse revolte care apar. Deci când a primit uh, Imperiul, uh, avea Panonia ca zonă nu foarte stabilă, Germania ca zonă nu foarte stabilă. După care va trebui să stabilizeze și uh, o revoltă în Galia, și apoi în Africa, unde lucrurile sunt ceva mai complicate. Noi nu o să ne preocupăm foarte mult de, de asta, dar rămânem cu ideea asta, că Tiberius până la urmă ce face este să, să stabilizeze, să consolideze dominionul roman. Și, uh, și asta e un lucru foarte important. Al doilea lucru foarte important este că Tiberius este unul din primii oameni care vede exact ceea ce vedem și noi. Și anume, bă, Roma este un oraș care nu funcționează, este nefuncțional și de asta este un oraș foarte înfometat, care atrage foarte multe resurse și din cauza asta este o foarte mare problemă. Uh, în 22, Tiberius se plânge de dependența Romei de provizii. Aprovizionarea Romei este uh, responsabilitatea princepsului, dacă ține minte încă de, de pe vremea când Octavian era Octavian și nu Augustus, și uh, când încă se certa cu Marc Antoniu, și atunci și-a luat asupra lui sarcina ingrată de a proviziona cu grâne Roma. Ei, această responsabilitate rămâne în curtea Princepsului și este foarte importantă. El are o, o atitudine similară cu Gaius Grafus, în care, dacă îl mai țineți minte, acel om care lupta pentru comunismul în Roma antică, glumesc, evident. Gaius Grahus, de fapt, el spunea ceva de genul, băi, trebuie să exploatăm eficient provinciile pentru binele Romei și să prioritizeze Roma și Italia. Tiberius exact asta face. Chiar dacă el se asigură că provinciile sunt stabile, sunt conduse cu ceva mai multă înțelepciune, în același timp Tiberius prioritizează Roma și Italia. Și în momentul ăsta Roma și Italia sunt energofage. Practic ele sug, uh, sug foarte multă energie din uh, toate provinciile. Ăsta Ai... este un moment, uh, stai, uh, este un moment uh, în care uh, Tiberius ajunge să constate, pentru că el este printre singurii care are imaginea de asamblu, își dă seama că bogăția pleacă din Roma ca să plătească pentru, uh, pentru bunurile care vin din Africa, bunurile de larg consum, care vin din Africa și din alte părți. Este practic Roma trăiește din importuri. Și așa că el trebuie să echilibreze lucrurile. Și o să vedem ceva mai târziu cum echilibrează foarte des cu banii altora. Așa, zi. În primul rând, merg mână în mână chestiile astea, două. adică dacă îți funcționează bine provinciile se va resimți efectul pozitiv și la Roma. Dacă ție nu-ți merge Egiptul, nu-ți merge Nordul Asiei, nu-ți merge Sicilia, care erau grânarele Romei, atunci o să ai probleme. Dar din nou, istoricii spun că pe toată perioada Principatului lui Tiberius nu a fost nici măcar o criză, a fost o mică, mică, mică criză când s-a trezit Germanicul să se aventureze prin Egipt să rezolve el o așa zisă criză pe care o aveau egiptenii și rezolvând criza grânelor în Egipt A produs un shortage A produs o mică problemă Cu aprovizionarea la Roma Dar uh -huh. în afară de chestia asta Tiberius nu doar că este Un mare strateg Un lider pe care respectă soldații Un mare general El e și un, e un bun organizator E un bun administrator la asta lui Faptul că el este un tip Molcom și răbdător îl face să se achite foarte bine De, de aprovizionarea cu grâne a, a, Și pe vremea când era însărcinat de Octavian Cu chestia asta și nu era princeps Și și uh -huh. acum când e princeps De-aia spun a, și, În legătură cu Roma că, a, Să nu-mi uit gândurile cu, Cum vede Roma a, Tiberius Pentru Tiberius din păcate Roma nu mai este cetatea eternă Nu mai e uh -huh. Cred că e și orașul de dinainte de Cărămizi pe care Augustul le transformase între timp în oraș de marmură Are legătură și cu faptul că sunt foarte mulți peregrini prin Roma Are legătură și cu faptul că Roma e un oraș aglomerat, un oraș înghesuit Să nu uităm că are un milion de oameni Dar dacă dăm la o parte toată propaganda asta a Romei Bă, e un oraș îmbâxit, e un oraș uh, cu mirosuri diverse, nu foarte plăcute, cu epidemii care decimează populația, să nu uităm de o chestie. Cu uh, nu, nu, vorba, nu, eu nu vorbesc acum. Ok, că era un oraș murdar, plin de gunoaie pe străzi, staci da, tu spune că străzile nu mai erau asfaltate de multă vreme și pe Tiberiu se deranjează chestia asta. Uh, faptul uh, cel mai deranjant e că era plin de gropi comune în care se aruncau toate cadavrele animalelor ucise la spectacolele cu gladiatori. Uh -huh. Și sunt sigur că se aruncau și destule cadavre umane. Erau Tot așa zice, erau că căruțe pline de fecale care traversau orașul de dimineață până seara și lui Tiberiu îi era frică să nu se trezească că i-a aruncat cineva de la etaj conținutul unei oale de noapte. Bine, nu e nicio diferență între Roma din secolul I, Parisul din secolul XVI. În Paris, în secolul XVI, nu existau jocuri gladiatoriale. Dar Roma nu era doar via sacra și templele și casele senatorilor și clădirile guvernamentale și Palatul Imperial și atâta. Era multă, multă mizerie, și la cum îl percepe pe Tiberius, bă, el voia să nu mai vadă mizeria aia. Bine, o să, o să vedem, o să vedem încă un lucru și anume, faptul că cumva Tiberius vede, vede toate lucrurile astea, dar în același timp ar cam fi a fost oarecum responsabilitatea lui să rezolve problema asta? O problemă pe care cred totuși că îi va, îi va preocupa pe foarte mulți care îl vor urma. Nu, um, poți, nu poți. La orașele mari nu poți să rezolvi problemele astea. Nici acum, nici în zilele noastre nu poți să rezolvi problema asta. E, e, e nerezolvabilă. Uită-te și la București și la toate marile orașe. E un haos. Depinde cum vrei să vezi lucrurile. Și de fapt... Hai să spun ceva, nici măcar lucrul ăsta nu deranja cel mai tare pe, uh, pe, pe Tiberius uh, Și Suetoniu și Tacitus spun așa, că de fapt asta l-ar deranja Cel mai mult pe Tiberius îl, îl dezgusta lingușala De la cel mai mm -hmm. mare până de la senator, la sclav și, uh, și cercetor uh, Vai oameni cât de gata sunteți cu toții să vă ploconiți Bine, aici Tacitus vede, vede bine problema asta și, și zice că oamenii se ploconeau mm -hmm. Tocmai din cauza lui Tiberius, adică pe de o parte Tiberiul le, le interzice ăstora să spună ce gândesc, da? atâta vreme cât îi lezează lui imaginea, iar pe de altă parte îi enervează când spun doar ce vrea el să audă. E, e, e complicat pentru că Tacitus se uită uh, la Tiberius și pune egal între Tiberius uh, la început și Tiberius la finalul vieții. Și este o greșeală să pui semnul egal. Tiberius, Correct. la începutul carierei, la începutul carierei sale ca și princeps, chiar insistă și tot insistă la senator. băi, luați și voi decizii. În momentul în care, în anul 16, anunță că, bă, o să plec din oraș, că se săturase să stea în oraș. Senatul. Stă și insistă pe lângă el, Păi ce facem? Să amânăm absolut toate problemele până când te întorci tu, și care este soluția pe care o ia senatul, și Tiberius este foarte nervos pe, pe chestia asta, este să îi transmită absolut toate problemele pe care le, ia, le au ei de discutat, să îi le transmită princepsului ca el să ia deciziile. Și uh, este atât de supărat pe senatorii încât uh, spune, nu mai știu, cred că Tacitus spune, că de fiecare dată când iese din senat, își spune în greacă, oh, ce oameni demni de sclavie, știi, ceva de genul ăsta. Cu toate astea, uh, Tiberius respectă foarte mult instituția, este crescut, practic, toată cultura romană, așa cum este ea cunoscută, de către Tiberius, este o cultură republicană. Iberius este un împărat republican, dacă putem să ne imaginăm lucrul ăsta El își insistă la integritatea Senatului, de exemplu, și are tot felul de. de dă tot felul de semne. De exemplu, în momentul în care vede că un om nu mai avea sărăcise mult prea mult și nu-și mai permitea să treacă de acel, acea limită de avere care era pusă pentru, pentru senatori. Ăsta se uită, zice, bă, ok, hai să mă uit peste finanțele lui și pentru că omul nu era genul care a, am băut toți banii, ci trebuie, trebuise să plătească pentru niște datorii al tatălui său, a venit el și a dat banii și zice, ok, uite, pentru că tu ești integru și corect, îți, îți dau banii ăștia. Și la fel, de fiecare dată când se întâmplă chestii de genul ăsta, Tiberius le sugerează, bă, vedeți, uitați-vă la caz, uitați-vă la om, știi, ceva de genul. Vedeți, dacă ce face el, face bine. El e foarte rațional, insistă la integritatea acestei instituții și încearcă să pună senatul pe primul loc. Ești, cred că asta este dacă ar fi să ne uităm la uh, la Tiberius, cred că cea mai mare dezamăgire a lui Tiberius este fix faptul că nu a reușit să facă un senat funcțional. Dar o să vedem că lucrurile evoluează și evoluția asta uh, merge într o direcție foarte neplăcută. Pentru Tacitus o, o, o caracterizare de cu. O caracterizare și o concluzie în legătură cu senatul nu prea mai avea ce să-i facă. Dacă nu treceai cu tancul prin Senat, nu l-ai fi reformat niciodată. Iar vina principală, să nu uităm, este a lui Cezar și a lui Augustus. Lor trebuie să da. le mulțurească. Ăștia și-au adus tot felul de plocongi sau cum să-i numesc, moca, da? tot felul de oameni fără coloană vertebrală. Gata, pregătiți să campălăi. se da, să fie tot timpul de acord cu șeful, și atunci, bă, ce să-i fac? Ok, mai dau afară, nu o să mai las 900, revin la 600, dar n-ai cum să scap de toți. Înainte de bine, de rău, bă, erau toți aia din familiile principi, mă rog, din familiile nobiliare, aveau un background în spate, aveau o educație, aveau niște principii. Ok, îi urau pe ceilalți, îi urau pe plebei, îi urau pe săraci, dar făcându le bine lor, cumva se redistribuia, mă rog, bogăția, așa prin cumanta ajungea și la ceilalți. Acum era doar foarte multă incompetență și foarte multe interese care mai de care mai mărș ave în senat. De... No. asta e concluzia mea, că senatul da, da, erau cum clar. erau Suetonius, apropo de Tiberius și să mai luăm și o altă părere. Suetonius spune că Tiberius, apropo de ce zicea și Tacitus cu ploconeala la celorlalți, Tiberius avea o aversiune pentru adunări da? și spune că nu a lăsat pe nimeni niciodată să se apropie de lectica lui și să-i se închine. Deci lui nu îi plăceau ploconerile Bă, ok, și o să vedem care e contradicția până la urmă. Nu acceptă niciodată titlul de imperator, nici pe cel de pater patrie, da? Refuză să se numească și Augustus, doar că denumirea asta din păcate îi aparținea pentru că o moștenise de la Octavian, deci nu prea avea ce să facă Îi plăcea, îi plăcea totuși, îi plăcea autoritatea, îi plăcea să se impună pentru că acceptă doar să fie numit simplu princeps Atâta, da. bă, asta e diferența dintre mine și voi Eu sunt primul Eu sunt primul Cred că aici nu se înțelege exact Pe de o parte se vorbește de... Uh, Regimul lui de teroare Care devine din ce în ce mai restrictiv Și pe de altă parte vezi ele nemulțumite De faptul că oamenii sunt atât de Lipsiți de inițiativă Lipsiți de, de viziune De competențe Și atunci el trebuie să se Bă dorine, încă, încă o chestie Nu e deloc ușor Nu e deloc ușor să fii uh, tiran Sau dictator sau ce vrei tu Nu e deloc ușor Ești în, cerc, uh -huh. ești în, ești în vârful statului Și trebuie să faci lucrurile să funcționeze Exact ai, ai, atâta despre, putere, exact. ai atâta putere și crede-mă, foarte mulți oameni habar n-au ce să facă cu puterea, e foarte greu să știi ce să faci cu ea Exact despre lucrul ăsta vom, vom vorbi în cele ce urmează pentru că o să vorbim despre două lucruri foarte importante Despre uh, moștenirea, cine, va, cine îl va urma de fapt pe Tiberius Astea sunt în momentul ăsta cele mai importante aspecte care ne-au rămas care este cel care va prelua averea și responsabilitățile lui Tiberius, și felul în care administrează cercurile de încredere și ce face, ce anume face cu puterile lui. Astea sunt, sunt aspectele pe care o să insistăm în cele ce urmează. Pentru Tacitus, anul 23 este un punct de turnură major în domnia lui Tiberius. Este momentul în care Tacitus decide că e timpul să-i facă un portret lui Seianus. Și cred că este prima oară când spunem numele ăsta. Dar numele ăsta nu a apărut pur și simplu în anul 23, a apărut un tip Seianus și hai să vedem ce cu el. Uh, Seianus este uh, un tip din clasa equestre un cavaler, așa, care avea oarece, oarece ambiții. Fusese destul de apropiat familiei lui Augustus și lui Tiberius la rândul lui. Fusese trimis cu Gaius Cezar, fiul adoptiv al lui Augustus, în Armenia, în 1 înainte de Hristos, dacă mai țineți minte, în momentul în care uh, Tiberius era în uh, retragere în uh, Rodos și în momentul în care Gaius Cezar a venit în Armenia, el se cam temea pentru viața lui. Uh, Seianus devine un confident și apropiat de al lui Tiberius în momentul în care Tiberius se întoarce în uh, Roma și uh, Tiberius îl uh, trimite în uh, anul 14, chiar în momentul în care preia conducere. Al trimite cu fiul lui Drusus, eu v-am zis că vorbim despre trei Drusus, pe post de mentor să înăbușe răscoala panoniană. Cumva, trimițându-l pe post de mentor, este clar că îi acordă foarte multă încredere. Seianus este un tip militar, este un tip crescut cumva prin ierarhia militară. Tatăl lui, de asemenea, este un personaj destul de important avea rolul de prefect al gărzii pretoriene. În momentul în care Tiberius urcă la uh, domnie, își începe domnia, îl lasă pe tatăl lui să împartă rolul uh, rol de prefect al gărzii pretoriene cu uh, Seianus. Ceea ce este un lucru care nu este inacceptabil, adică era un lucru pe care... Îl făceau foarte des. Să nu uităm că suntem într-o societate oligarhică în care legăturile de familie sunt foarte importante. Era cumva normal ca tatăl să-și ia fiul, să-l învețe meserie. Nu, în nu anul atât. 15. Nu doar așa, atât, dar toate magistraturile astea erau colegiale. Nu am văzut foarte multe informații la sursele astea primare, dar tot timpul, cel puțin la început, garda pretoriană avea doi prefecți. Era uh -huh. totuși sistemul ăla republican de check and balance totuși. Și ai făcut foarte bine, pentru că dacă vrem să înțelegem într-adevăr orice subiect, trebuie să, să începem cu începutul, adică cu tatălui Săianus, cum am făcut și în cazul lui Tiberius. Am vorbit un pic și uh -huh. despre Tiberius uh, uh, Claudius Nero, dar fără să intru deloc uh, în amănunte, sau mă rog, tu ai intrat în niște foarte, foarte utile amănuntele astea. Uh, asocierea asta la domnie nu știu dacă se face, se, se, face, ok, se face și cu sprijinul lui, lui Tiberius, dar tot așa, lui Octavian trebuie să-i mulțumim pentru faptul că tatăl lui Seianus este numit prefectul gărzii pretoriene. Da, 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 clar. Dar uh, tatăl lui Seianus nu este un tip incompetent sau ceva de genul ăsta, este un tip foarte competent și. Uh, prefectul Gărzii Pretoriene este un om care trebuie să fie de mare încredere Augustus are foarte mare încredere în el pentru că, așa cum caracterizam ceva mai devreme, uh, practic, Garda Pretoriană este un fel de SPP. Este uh, acel. Uh, e, e practic garda de corp a Împăratului și a Princepsului. Și asta este un, asta este un aspect foarte important. Garda de corp este pe scurt. Uh, un set de indivizi care sunt înarmați lângă cineva care nu vrea oameni înarmați în jurul lui, pentru motive foarte bune, pentru că nu vrea să, să termine omorât, ucis de arme. Deci, practic, el are niște oameni care oricând au armamentul necesar pentru a face o treabă pe care nu și-o dorește făcută. Asta este marea contradicție a rolului de gardă pretoriană. Garda pretoriană este practic suverană asupra integrității și siguranței princepsului. Bun, înainte să vedem un pic cum evoluează, cum e cu ascensiunea asta și cu saga și cu telenovela lui Seianus, vreau să spun două-trei chestii despre garda asta pretoriană doar la nivel de idei. Așa. Idei din astea care se dovedesc bune pe termen scurt, dar pe termen lung sunt complet nefaste. Și să ne gândim puțin, tel, bă, care a fost logica lui Octavian și care e logica lui Tiberius? Octavian a văzut cum a fost ucis Cezar, da? Uh -huh. Și s-a uitat și a zis, bă, păi asta nu era protejat de nimeni. A, 2-3 lictori acolo, Păi ea sunt bătaie de joc. Ia să-l eu chestia asta. Și așa a creat uh, Garda pretoriană. Vezi, asta e și ironia. O înființe să aibă grijă de tine. Și în loc să o comanzi tu pe ea, o să vezi, te va comanda ea pe tine Pentru că tot tu îi oferi puterea asta fizică Asta face orice structură de putere, ca să țineți minte Și acum, hmm. deține puterea O structură de putere deține și impune puterea Că e poliție, că e armată, că e justiție Astea sunt toate structuri de putere Sunt structuri de putere, că sunt servicii secrete Și încă o chestie, acum nu vreau să... nu are legătură, N are legătură și cu zilele noastre, dar... nu nu vreau să politizez discuția, e ceea ce numim acum uh, Deep State sau statul paralel, dar de care râdeam toți acum mm -hmm. o vreme că na, a zis invenția PSD-ului, dar să știți că toți devenim din ce în ce mai, mai conștienți acum că sunt o felul de oameni dubioși plasați prin nu știu ce locuri de care nu se poate atinge nimeni din cauza pe care nu le știm, dar, dar le bănuim. Și mm -hmm. hai să vedem un pic și evoluția gărzii pretoriene tot de la Octavian la Tiberius. Tacitus ne spune că pe vremea lui Octavian erau nouă cohorte pretoriene în Italia. Asta înseamnă 4500 de oameni, adică fix o legiune. Trei erau, erau, chiar în Roma, iar restul de șase erau în restul peninsulei, pentru că știm, da, Octavian a avut la început destul de chestii de rezolvat și asta a fost soluția lui pentru un moment. Foarte bună, nu-l acuză nimeni. Dar de aia nici nu mișca nimeni în front împotriva lui Augustus, că îi lua gaia. Avea 4500 de oameni în Italia, nu mișca nimeni fără, fără, fără să o pățească. Și okay. încă o dubioșenie pe care o face Octavian și pe care n-am amintit-o atunci, nu l -am, eu l-am am încercat să-l bălăcărez din toate pozițiile, dar, mă rog, permite pretorienilor să fie înarmați în interiorul pomeriumului deși era o lege sacră, scrisă, nescrisă, din moș strămoși bă, n-ai voie să și ăștia, înainte de Imperium, se duceau, așteptau în, grani afara graniței și veneau după aia să sărbătorească triumful. Și Tiberius face o chestie, mă rog, și bună și rea. Continuă opera sa lui Octavian și în anul 23 se construiește Castra Pretoria. Doar că ce face el? Deci le face niște barăci la ăștia, să campeze cazarme. cazarme. cazarme, niște cazarme la cohortele astea pretoriene, dar măcar dispune construirea cazarmelor în afara zidului orașului. Bă, măcar, măcar din uh -huh. punct de vedere formal respectă legea. Oricum, sunt acolo pe fază dacă se întâmplă ceva, dar măcar nu sunt în interiorul pomeriei. Să nu uităm că, până la urmă, chestia asta cu oameni înarmați în Roma nu era chiar reală Pentru că nu era ca și cum toată lumea Își lăsa armele la intrarea în Roma Oamenii erau cât se poate De înarmați, nu aveau nicio chestie Nu aveau voie să vină Cu armuri, cu tot armamentul Să-l cară după ei Dar erau armați pentru că întotdeauna Aveau un cuțit după ei Aveau câte o chestie Erau, după cum am și observat Erau deși, destul de puși Pe bătaie E drept că erau puși de, pe bătaie cu bâte, cu chestii de genul ăsta, dar ok. Deci tot, tot, rămâne, tot rămâne o chestiune acolo, în spatele capului nostru. Mai exista o, o secțiune, nu știu, garda, garda orașului, vigilesc care erau garda de noapte. Noaptea aveai nevoie de niște oameni care să meargă pe străzi, nu aveai străzile luminate, așa cum ne ai acum. Și exista această gardă vigiles, care era un fel de, de nu știu, o poliție locală, dacă e să-i spunem așa. Da, și, și rol de era... pompier jucau și rol de poliție locală și de pompier. Da, exact. Deci, nu erau chiar gardă pretoriană. Garda pretoriană era o legiune de oameni de militari 100% dar erau pe acolo, erau totuși ceva, era așa o poliție locală. Dar la vedere, ah. la vedere. pentru că o să vedem una din caracteristicile importante ale gărzii pretoriene mai încolo, lucrează foarte mult în spatele ușilor închise. Au tot felul de agenți, da. au tot felul de spioni, iar nu tot timpul uh, o să simțim prezența uh, gărzii pretoriene, dar nu o să o vedem tot timpul, o să putem doar să o intuim. Uh -huh. Tiberius, tiberius se bazează din ce în ce mai tare pe prefectul Pretorian. De ce se bazează foarte mult pe el? Seianus, din rolul lui de prefect Pretorian, este practic principalul lui gardă de corp. Este omul care nu lasă efectiv decât când se duce la toaletă. Este omul care este tot timpul acolo. Și lucrul ăsta începe să-i dea putere. Seianus este un tip destul de inteligent care începe să aibă ambiții și asta, asta observă cam toți istoricii vechi că din ce în ce mai mult, pe măsură ce, ce înaintează, Seianus își dorește din ce în ce mai mult să treacă acea graniță pe care o o întărește în momentul ăsta Tiberius. Tiberius pune practic niște opreliști foarte puternice unui, unui cavaler, unui equites și atunci cumva Seianus și-a dorit totuși să fie cumva asociat puterii, cumva să fie acolo aproape, să aibă un loc sigur, să, să fie parte din puterea imperială. Și îi se pare că lui se pare că merită lucrul ăsta. Încearcă să-și căsătorească fica într-o familie nobiliară înaltă. Nu prea are noroc din punctul ăsta de vedere, dar familia lui ajunge să fie destul de importantă. E trimis unchiul său, e ales guvernatorul Africii într-un moment foarte important în momentul în care Africa se răscula și unchiul lui merge și face niște lucruri foarte, foarte importante acolo. Reușește să stabilizeze situația. Seianus reușește să devină suficient de influent încât să mai avanseze diverse rude, diversi prieteni de ei lui. Tot, tot Seianus vine cu idei pentru reforma gărzii pretoriene și ok, poate că istoricii s-ar putea înșela în privința a cine a decis ce în legătură cu garda pretoriană însă Tiberius recunoaște el însuși că se bazează pe Seianus, o recunoaște public într-o scrisoare pe care o scrie uh, senatului și permite în cele din urmă, permite uh, ridicarea statuilor lui Seianus în locuri publice și în altarele legiunilor uh, și aici e o chestie, nu am înțeles foarte bine cum e chestia asta Că ăștia făceau o statuie cam cum facem noi poze, știi? Punem o poză și o punem online Ăștia făceau o groază de statui și cred că făceau statuile alea ceva de genul să, să știe cum arată dacă, dacă vine împăratul prin zonă să știe exact cum arată, știi? Corect, corect și, Mai ales în provincii, uh, da, mai ales în provincii Mai ales în provincii și ăsta este motivul pentru care apariția lui Seianus în locuri unde apare în mod normal numai princepsul este iarăși o dovadă a creșterii lui în putere. Și ce se întâmplă e că pe vremea în care Seianus devine din ce în ce mai puternic, se vede o schimbare și a comportamentului lui Tiberius. Tacitus, că cumva el scrie ceva mai mult pe tema asta, crede că obiectivul lui Seianus este să obțină puterea imperială, fie direct prin, prin asociere cu o fică de aristocrat, de exemplu, să se, să se căsătorească sau să se căsătorească în familie imperială, fie indirect. Uh, prin, uh, prin diverse, cumva să fie acolo, el să aibă, nu știu, un rol de consul, poate, sau ceva de genul ăsta, sau să uh, primească un titlu de tribun. Uh, și-ar dori foarte mult să fie acolo implicat, să fie cumva și el parte din moștenirea pe care o va lăsa în spate Tiberius. Să fie, să zicem, el și-ar fi dorit să fie uh, parte din. Uh, Testamentul lui, lui Tiberius Să-i lasă și lui O parte din puterea Imperială pe care, pe care O deține Dar nici eu nu știu cum i-a răsărit lui Seianu să se minte ideea asta Bă, Dar cert este că i-a răsărit Adică da. și tu, Ecvestru Nici măcar nu era dintr-o familie nobiliară Nu avea dreptul nici să ajungă Senator, nici să ajungă consul Nici să ajungă princeps Nu avea niciun drept legal Dar cu toate astea a Răsărit așa în mintea lui, bă, am un drept natural la, nu știu, la faimă, la succesiune, la da. tron, la principat. Ce probabil e... apropierea de putere este cea care îl face să să-și piardă mințile, pentru că el este acolo de fiecare dată când se iau decizii. Este lângă Tiberius. Nu, nu se schimb. Hai că mi am dat seama de o chestie. Știi ce au în comun toți oamenii uh, importanți de stat mm. uh, despre care am vorbit noi până acum? pe lângă faptul că le-a murit tatăl de tineri și au ajuns ei la o vârstă fragedă să ambiția nemăsurată. Noi nu vorbim de ambiție nemăsurată doar în cazul lui Seianus. Toți au o ambiție nemăsurată pentru că dacă n-ar fi avut ambiția asta, nu ajungeau. Ok, unii au ajuns mai repede, alții depunând mai mult efort. Unii aveau cumva o ascensiune naturală pe baza familiei, pe baza pedigriului, alții au trebuit să, să tragă cu dinții dar toți au avut ambiții, toți și-au dorit să ajungă acolo și Tiberius. Tiberius nu poate să spună că nu și-a dorit dacă a acceptat până la urmă. Că dacă era chiar așa de nedoritor, să fim serioși. Se ducea, îl pescuia de undeva pe Agripa postului și zicea, bă, te las pe tine aici, oricât de șelerat ai fi. Deci, da. cu tot, adică mie chiar mi-e drag Tiberius, Tiberius o să încerc să-l apăr de câte ori am ocazia, dar să fim serioși, toți oamenii ăștia despre care vorbim au o chestie în comun. Ambiție nemăsurată către uh, vârful piramidei puterii. Bine, cred, cred că cumva și puterea are un fel de inerție, știi? În momentul în care o deții, e imposibil să nu-ți dorești mai multă. Hai să, hai să o iau, uite, hai că o iau un pic pe partea cealaltă. Deci tu mi-ai zis de ascensiunea lui Seianus, Voiam să vorbesc și un pic despre Germanicus, dar nu mai, gata, l-am uitat, poate o să revenim cu altă ocazie. Păi nu, nu l-am uitat, pentru că e foarte important să vorbim și despre el și, de fapt, ăsta este următorul lucru despre care vreau să vorbim în momentul ăsta Ok. Pentru că ziceam că Seianus ar dori să aibă și el parte de un pic de glorie imperială. Vrea să fie parte din familia imperială. Ori ca să fie parte din familia imperială are o mare problemă și problema este, evident, na, uh, urmașii de drept ai lui Tiberius. Și în momentul ăsta, Tiberius are mai mulți urmași de drept. Vorbise la un moment dat de Germanicus, care era fiul adoptiv, uh, Germanicus fuseze parcă, stai, da, e fiul lui Drusus, fiul fratelui lui Luciberiu și, și fiul adoptiv al lui Dacu. Așa, sunt uh, mulți drusuși. Germa Ge Germanicus, care fusese căsătorit cu fica mare a lui uh, uh, Agripa. Da, Agripina Maior. Pe care o, vo știm, om vo ca, om vo, o vom ști ca Agripina cea bătrână. Că, na, deși nu ajunge să fie foarte bătrână, dar asta e o altă discuție. Agripina cea mare este soția lui Germanicus și împreună au doi fii. Parcă doi au, nu? Au vreo nouă. Au vreo nouă fii? Da. Nu, au nouă copii, mă. Păi au da, mai nouă multe copii. fete. Au, nu, vreo patru, patru, patru sau cinci copii și patru fete, ceva de genul ăsta. Uh, ok. Uh, deci cei mai importanti sunt Nero, uh, Nero, stai, care mai e? Pă, domnă? Da, e un Drusus, e un Nero și e Așa. Un... Și Caligula. Ne Nero, Drusus și Gaius. Așa. Nero, Drusus A. și Gaius. Ăștia sunt cei mai importanti. Doi Gaius, de fapt. E Gaius cel mare și Gaius cel mic. Da, Gaius cel mic este uh, cel despre care o să vorbim mai, mai pe final, dar îl avem pe Nero și pe, și pe Drusus. Uh, Nero și Drusus, deci după moartea lui Germanicus, pe care am prezentat-o foarte pe scurt. Dacă vrei să spui ceva despre Germanicus acum, cred că e un moment foarte bun. Uh, bă, nu, durează foarte mult și atunci o să trec. Uh, vreau să-l demitizez un pic pe Germanicus în câteva okay. minute pentru da, hai, că dai e, drum. Bun, el este văzut ca un mare general, ca un mare avocat, ca un mare judecător, mă rog, pe la procese, pe la așa mai departe, uh, dar vreau să mă cifrele arată că nu a fost chiar așa. Ajunge până la urmă, participă, deci ca să ne înțelegem, el participă cu Tiberius și alături de Tiberius și în războiul batonian și în Germania. Da? Și după ce pățesc romanii rușinea de la Teudoburg, se duce acolo. Tiberius se întoarce în 14 ca să-și ia principatul, să-i urmeze lui Octavian și el rămâne acolo. Și continuă campania aia, da? Și an de an se mai duce, mai trece peste rin, deși am spus, Octavian a lăsat cu limbă de moarte, bă, nu vă mai duceți, nu vă mai ciondăniți cu A păstrați granițele Imperiului că sunt suficiente. El se duce să tot ciondănește cu, cu germanii și foarte pe scurt campania asta nu face nicio șmecherie față de uh, taicăsu. Tot așa, urmează același traseu în nord pe Rin, prin lacurile alea Batave, care acum sunt uh, canale olandeze, prin Marea Nordului și pe râuri în jos, pe Vesel și pe Elba. Trece și Rinu uh -huh. în partea salaltă, cu Agripina major lângă, lângă el, tot timpul. Uh -huh. asta, asta va fi și un motiv de ceartă cu Tiberius, care zicea, bă, dar peste tot trebuie să vă luați femeile cu voi, că mergem la război, nu mergem la altceva. Și uh, se bate cu ăștia dar are 12.000 de. tu zice că are 12.000 de oameni și 1.000 de bărci. Bărcile mi se, par, mi se pare un număr cam exagerat, dar, în fine. Și Tacitus uh -huh. ne spune tot așa foarte frumos, aici vreau să ajung că e, e o, 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 o încleștare între doi eroi uh, Tacitus ne prezintă campaniile astea dintre Germanicus și Arminius Vă mai aduceți aminte? Arminius uh -huh. îl bate, uh, la Teutobur pe Varus și se confruntă aștia doi de mai multe ori Și Germanicus îl cam bate pe Arminius, dar uh, Arminius nu cedează se retrage, cunoaște mai bine teritoriile, nu se predă și bă, aici e ciudat T tacitul zici că e, zici că e istoric german, nu roman, deci îl prezintă pe Arminius, de deci zici că e simbolul libertății germaniei, îi face dita mai elogiu aici e puțin dubios, dar în fine mă rog, asta e se duce, mm -hmm. uh, cumva aici Tiberius, uh, istoricii spun că devine invidios pe, pe succesul lui Germanicus. De fapt aici vreau să te aduc să zici Uh, aici vreau să te aduc uh, Germanicus Are ceva Ce nu are Tiberius Și anume are uh, Aprecierea populației generale Plebei Plebea îl iubește pe Germanicus Plebea îl iubește pe Germanicus Și pentru că plebea nu este Foarte inteligentă Îl vor iubi și pe Nero Și pe uh, Și pe Drusus Și pe Gaius tocmai pentru că sunt urmașii lui Germanicus și tocmai pentru că ei cred că cei trei îi văd în același fel în care vedea Germanicus care Germanicus era totuși un, un fel de vedetă Deci își dorea foarte mult adulația publicului În același fel, practic pe acea popularitate Nero, Drusus și Gaius călăresc uh, acest bal al popularității. Așa. Un, un citat tot așa interesant al lui Cassius Dio uh, spune că atunci când se băteau germanii cu Arminius, unii spun Bă, hai să, cum să ajungem la Arminius să-i determinăm pe ăștia să se predea, să-l omorâm pe ăsta, hai să apelăm la o travă. Da, infiltrăm un, un spion și rezolvăm problema. Și aici Tiberiu spune, poporul roman luptă împotriva dușmanilor săi cu armele și nu prin înșelătorie. Bă, uh -huh. se pare destul de onorabil. Dar, apropo, hai să vă spun cum vede Tiberius uh, campania asta. Pentru că Germanicul se bate și în anul 10, și în anul 11, și în anul 12, și în anul 14, și în anul 15, și în anul 16, și campania asta devine foarte costisitoare, ca oameni, ca materiale, ca bani. Tiberius, poate nu v-ați prins până acum, dar noi l-am prezentat ca un tip foarte chipzuit, dacă să nu zic. Da, uh, e Exact, exact. Și zice, bă, gata, destul, destul, nu. Uh, uite, hai să vorbesc cu frumușelul cu tine. Poate nu știi să citești, poate nu știi să interpretezi scrisul de mână al Octavian. Ăla ne-a zis să nu ne mai extindem. Termină. Ai trecut din nou acolo, ai făcut iar o provincie Germania. E ok, lasă. Bagă-ți mințile în cap, hai retrage-te. Uh, și tot așa, Diocasius spune că Tiberius, pe de altă parte, și bă, eu îl înțeleg, era destul de preocupat în legătură cu intențiile lui Germanicus, pentru că s-a tot acumulat popularitate. Popularitate, popularitate, eu nu știu pe ce se bazează, nu știu cum se transformă, că am, am, am încercat să mă gândesc cum se transferă totuși popularitatea asta între soldați, pentru că inițial tu ai popularitate între soldați, cum se, transfer, cum se trans, transferă la restul populației. E da, destul de simplu. Gândește că veteranii aveau de ales să rămână muncitori sau să-și ia banii luați în momentul în care deveneau veterani, să ia banii respectivi și să-i cheltuie în Roma. Tu ce crezi că se întâmpla? Păi bun, dar ăsta era destul de tânăr, adică avea 28-30 de ani. Păi era destul de tânăr, dar legionarii vorbesc între ei, rămân așa cum veteranii mai vorbesc cu ăia mai tineri există un. Deci, legionarii nu stau tot timpul numai în cazarmele legionare. Eu știu ce zici, Dorină, și are dreptate, are logică ce spui tu. Dacă ea s-ar fi întors acasă, ar fi repopulat pe acolo, ar fi colonizat, vorbeau cu familiile și se convingeau pe toți, dar legionarii lui. Erau toți în, în Germania, nu s-au întors acasă. În fine, eu da, nu înțeleg. Dar tu ai dreptate. Nu, 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 stăteau numai, numai acolo, asta una la mână și a doua la mână. Până la urmă, așa cum Gaius Iulius Cezar își trimitea scrisorele cu cât de fantastic este în Galia, sunt sigur că la fel îmi blau vești legate de Germanicus. Asta da, uite, asta da, uite, a, da. cu asta, asta o accept. Deci, da, așa e. Știi, Argumentul ăsta e mult mai bun. Dar, apropo, de, de soldați fideli, tocmai că Tiberius vede că îi crește faima printre. Uh, Centurionea, aia printre soldații din Germania și zice, bă, vino acasă, vino la Roma, îți dau un triumf, uh -huh. îți dau și cadână și cai arăbești și te trimit în, în Orient. Și Opa, de ce... cât de Daniel. Exact. Și de ce face chestia asta? Tocmai ca să-l uh, să smulgă din brațele legiunilor atât de fidele și atât de, de entuziasmate de geniu general. Și el ce face? El intră cu armata în provincia în care nimeni nu avea voie să intre cu armata. <laughs> Printre altele, dar asta, asta, e o greșeală de manual pe care o face și bă, vezi cum e karma asta că îi, se, îi, va fi fatal acea, acea greșeală. Da, exact. În momentul în care uh, este Trimis în Siria, este neclar dacă la comanda lui Tiberius, bârfele spun că la comanda lui Tiberius, dar realitatea s putea să nu fie chiar așa. Are un conflict cu guvernatorul local, care e un anume Piso. Piso îl trovește. End of story. No, bă, da, și, da, pe da asta. tacitul spune chiar se găsesc, se găsesc în casa asta ceva urme de magie neagră. Nu am înțeles, dar e foarte. Bă, are o imaginație senzațională. Pe păi cât de bine analizează lucrurile, tu se, se concentrează foarte mult pe descrierea personajelor, descrierea din punct de vedere psihologic. Și e mm -hmm. foarte bun. Dar, bă, are atât de mult, nu știu, are atât de mult partizanat și ură în el, încât, deși el spune la începutul analelor, tocmai. Este uh, fără ură și cu completă imparțialitate. Exact asta spune el. Bă, așa, dar Ei, e... Da, dar Tacitus, Tacitus e totuși un aristocrat. Uh, el este mai degrabă deschis către atitudinea lui Tiberius față de cele trei clase din uh, Imperiul Roman decât, uh, decât ar vrea să o admită și dacă îl admonestează pe Tiberius. Îl admonestează mai degrabă că nu, nu face lucrurile suficient de aristocratic din punctul lui de vedere Deci să nu uităm că istoria este scrisă și ăsta este un vehicul foarte important și pentru Tiberius Istoria este scrisă de aristocrați, cel puțin la nivelul în care suntem acum Și pe el îl interesează doar popularitatea în fața aristocraților nici de cum popularitatea în fața plebei Ca să înțelegem un pic ascultătorii cât de importante sunt totuși legile atunci când vrei să le ranforcești și când vrei să te ții de ele Care mm -hmm. e greșeala principală a lui Germanicus în Est? Cum ai spus și tu, faptul că se duce în Egipt Dar nu că se duce în Egipt, ci faptul că nu cere nimănui aprobare pentru asta Egiptul era da. 100% provincie imperială și încă de pe vremea Octavian nu avea voie niciun senator. Ăsta era senator. Nu avea voie niciun senator să calce pe pământul ei fără voia princepsului. Nu spun doar de fiască ăla că a încercat să rezolve problema aia agrară în Egipt și a amplificat-o la Roma. Dar face astea două greșeli. Și Tiberius. Bă, Tiberius e un tip foarte tare. Hai să spun care era ideea lui Tiberius despre campania în Germania. Zicea, bă, n-are rost să te bați cu toată lumea. Cezar n-a făcut așa în Galia. Trus, drusus, stai, că tu n-ai făcut așa în Germania. S-a împrietenit mai întâi cu câteva triburi și după aceea le-a smuț pe celelalte, unul împotriva celorlalte pe principiu principiul de timpera. Celebra replica da. lui Filip al doilea, dar doar că el n-a spus-o în latin, a spus-o în greacă. Dar ca să înțelegeți un pic cât de bă, cât de isteț era asta, nu totul se rezolva cu puterea armelor. Că nici Augustus, mm -hmm. Augustus, a, așa, apropo, Germanicus, de-aia era așa meseria, așa, găsit undeva rezemate pe într-un coteț pe acolo, pe așa, a găsit steagurile pierdute de Varus și le-a recuperat și mamă mare vâlvătaie, exact cum Octavian a recuperat steagurile lui, lui Crasus de la Carhe și mare vâlvătaie la Roma. Atâta tot. Mm -hmm. În rest a fost un general, da. mă rog, bun, nu senzațional. Da, exact, exact. Tiberius îl adoptă pe, pe Germanicus, care este cel mai probabil urmaș al lui. Germanicus moare, nu mai este cel mai probabil urmaș al lui, dar este Drusus. Drusus, care este chiar fiul lui. Drusus e iarăși cel mai probabil urmaș al lui și Tiberius cumva este destul de sigur în, în urmașii lui. Problema cu, cu Drusus este că Drusus este el însuși. Nu un tip foarte extraordinar. Este este un tip violent, este un tip uh, arogant, este uh, cunoscut ca îndrăgostit de lux, iută de mânie și plin de cruzime. Ca să-l caracterizăm foarte, uh, foarte simplu. Dacă l-ar și... fi caracterizat Grigore Ureche, i-ar fi spus că e de grabă vărsătoriu de sânge nevinovat. exact. Drusus e așadar un individ nu foarte comandabil, recomandabil pentru, pentru titlul de urmași Dar Tiberius cumva se uită la Drusus, da, pare că este suficient de solid, nu are absolut nicio problemă. Numai că Drusus la un moment dat se îmbolnăvește și fără să își dea seama nimeni ce se întâmplă, Câteva zile mai târziu, după câteva zile de boală, moare. Este un moment în care lucrurile se rup în, în Tiberius. Adică el încearcă să păstreze și, de fapt, un lucru foarte important pentru Tiberius, Tiberius întotdeauna încearcă să separe partea privată de partea publică. Dar... Este clar că după moartea lui Drusus lucrurile sunt un pic mai complicate. Uh, ca, până, până, dacă, ca să până mergem cu discuția mai departe, tu ai, o, ai urcat așa pe o rampă a piramidei, l-ai dus pe Seianus. Vreau să-l duc un pic din partea asta și pe Drusus ca să vedem uh -huh. că până la urmă o să se întâlnească ăștia în vârf. Tiberius observă exact ce spui tu: că ăsta iute la mânie, că e mai mai dubios, era crud, era crud, gratuit, iubea sângele, da. participa la tot felul de, de, de lupte din asta de gladiator, doar să vadă sânge. În fine, nu contează. Tiberius îl dojenea uneori, și în particular, și în public, îi spunea: Bă, nu e ok, uite, vei ajunge uh, un principe, lumea trebuie să, mă rog, să vadă în tine un exemplu de echilibru. Ideea este că Drusus. Îl, îl ura din toți rărunchii pe Seianus, care nu doar că era prefectul cohortelor pretoriene, era și în grațiile lui Tiberius. Și aici, aici vreau să ajung. Pe de o parte avem ambiția asta nemăsurată a lui Seianus, iar pe de altă parte avem, avem până la urmă dreptul natural la succesiunea lui Drusus. Mm -hmm. Adică omul considera, bă, e dreptul meu, eu nici n-am -am de ce să mă agit. Și asta asta le nervează foarte tare. Asta le nervează foarte tare și impulsiv cum era, că de, ca să ajungem până la urmă și de, de, ce a murit, așa, îi dă o palmă lui Seianus, din, nu știu, în urma unei certe din astea banale pe care o aveau ei prin Senat acolo. Și bănesc exact. că asta cumva și amplificat din momentul ăla Seianus cumva i s-a declanșat, bă, răzbunare până la capăt, trebuie să scap de ăsta și așa. Deocamdată nu știm. Tiberius crede că fiul a murit de moarte bună, dar sigur, sigur, Seianus a avut o legătură cu chestia asta și na, o voi povesti da. cu continuare Exact aici vreau să ajung Drusus și Seianus sunt într-o oarecare opoziție De ce? Pentru că Seianus este foarte aproape de el Și uh, Drusus se uită la puterea crescând a lui Seianus ca principal Ca până la urmă omul care este tot timpul lângă Tiberius și uh, observă că, bă, stai, la un moment dat probabil îi spune lui Tiberius Bă, la un moment dat tu vrei să-l faci pe ăsta coleg de-al tău, să-l faci uh, coleg imperial? Uh, o spune oarecum în glumă, dar uh, realitatea pe care o observă Drusus e oarecum corectă uh, Se plânge că Seianus e un nimeni de nicăieri, e un nimeni, efectiv, este un... Este un cavaler, este un ecvestru, nu are familie, nu -are, are nimic care să-l recomandă. Face parte exact din clasa aia, altă care nu i-a dat drepturi Tiberius, pe care a o, o exact un pic. Exact, pe care a redus-o exact. în drepturi. Și în același timp. Seianus face lucruri pe care poate ar trebui să le facă cineva care este parte din familia lui Tiberius, inclusiv Drusus se gândește, bă, poate șeful gărzii pretoriene ar trebui să fie cineva din familia ta, de exemplu eu, știi, zice de el. Și, într-adevăr, la un moment dat îl pe Seianus și, probabil, palma aia o să-l costă mai mult decât, decât își permite. Sunt niște lucruri pe care noi putem să le spunem acum pentru că avem puterea, puterea să zicem așa, de a vedea ce se întâmplă și mai departe. La doi ani după ce moare Drusus, Seianus îi scrie o scrisoare lui Tiberius în care îl roagă să o dea de soție pe, fica, pe soția lui Drusus, vădva lui Drusus, acum. Și mai ales face lucrul ăsta la insistența uh, văduvei lui Drusus. Și aici lucrurile devin un pic circunspecte, pentru că în momentul în care ne vom întoarce să ne uităm la ce se întâmplă, vedem că de fapt există o complicitate între uh, soția lui Drusus, Livia Iulia, Livia. care era fica. Ah, Livila, era, Livila era fica Antoniei Maior, care era fica Octaviei, sora lui Octavian și a lui Marcus Antonius. Deci era nepoata da. lui Marcus Antonius și nora lui Tibet Da, 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 da. Uh, Deci e complicat, dar era cumva mai aproape și uh, ceea ce uh, se suspectează este că Seianus și uh, Livia Livia Iulia au uh, o să zicem, o aventură prelungită și că împreună com, uh, complotează uh, pentru a-l pe Drusus. Ce este suspect în legătură cu lucrurile astea este că ideea asta nu apare decât în momentul în care Seianus va dispărea din, uh, din peisaj. Când fosta soția lui Seianus scrie o scrisoare foarte nervoasă către, uh, către împărat. Dar până atunci, de exemplu, și Drusus, care încă era conștient, în timp ce era bolnav și își ducea boala pe picioare, nu, nici Drusus nu suspectează că ar fi fost uh, otrăvit. De asta lucrurile sunt un pic mai complicate, dar da, suspiciunea da, da. pe care o avem de la, de la istoricii antic, este că Seianus, de fapt, complotează împreună cu doctorul familiei lui Drusus și cu sclavul care îi gusta mâncarea lui Drusus și sclavul ăsta îi strecoară în mâncare o trava. Păi, din momentul în care el a primit palma aia, s-a gândit bă, hai să văd cum pot să eu fac ăstuia. Cum să-i vin de hack Ca să zic așa Și începe să o curteze pe pe Livila Asta cedează Nu Livila, vezi că e Livia Iulia Livila este fica lui Livia Iulia Care era căsătorită sau promisă Lui Nero It's complicated Soția lui Drusus Care este fiul lui Tiberius Este Livila Care e fica lui Antonia Maior Nu? În fine, nu, deci e complicat, e foarte complicat. S-ar putea să zic că și ăsta e a Livila dar asta e Livia Iulia. Livia Iulia este căsătorită cu Drusus, Livila, fica Livie Iulia, este căsătorită cu... Uh... Vor, vorbim despre una și aceeași chestie, e ok. O cheamă Claudia, ah. Livia Iulia sau Livila, e una și aceeași chestie. Okay. Ah, ok, 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 e, e bine, e bine atunci. Bun. Uh, nu, nu că și pe fica ei o cheamă tot Livila. Da. Da, asta. E, e, complicat, e promisă, ceva de genul ăsta. E, e complicat, e complicat cu România ăștia. Bă, și eu mi am alt alt caz... notat toate numele astea ca să nu le încurc, ca să da, da. Și totuși uite că le încurcăm. Ideea este că uh, soția lui Drusus este probabil îndrăgostită cu Seianus și Deseanus și uh, lucrul ăsta este, este important și dacă ne uităm la, și la caracterul lui Drusus care Drusus teoretic ar putea să-i ofere bogăție, șansa de a fi practic împărăteasă Însă Drusus, ne uităm și la el un pic, ne uităm și la figura lui Drusus e violent, Drusus e îndrăgostit de lux, deci probabil și de femeia Acum de ce să nu zicem pe dreaptă Este iută de mânie, este crud, nu, nu este genul de om Probabil că Treburile astea se văd și acasă Nu doar pe afară știi? Tacitus, și a... Tacitus care e un tip destul de misogin Așa am observat uh -huh. eu, Spune că Nobila matroană, Adică soția lui lui Drusus A preferat posibilitatea unui viitor Infam, bazat pe o crimă În locul unui prezent deja onorabil Alături de Drusus da? Care avea șansele uh -huh. cele mai mari să ajungă uh, Viitorul urmaș la tron de fapt viitorul împărat Că era deja urmaș la tron Și Diocasius îl prezintă pe Seianus ăsta ca mare crai El spune că bă, n-a reușit să o cucerească Doar pe tipa asta Dar pe toate celelalte soții Ale personajelor importante din Roma Și la fiecare uh -huh. parte Îi promiteau un singur lucru Că atunci când va ajunge el împărat Că va ajunge să aibă puterea supremă O va lua de nevastă Astea puneau botul, din interes, din îndrăgosteală Nu contează Dar cert e că îl credeau pe Seianus și el pe baza confidențelor lor, că na, femeile mai au tot felul de chestii din astea, mai află planurile bărbaților, povești din astea de budoar, pe baza acestor povești și informații, Seianus era tot timpul mereu cu un pas înaintea tuturor. Putea să prevină, să prevină orice atac împotriva lui Tiberius, știa cum gândesc oponenții lui, datorită mm -hmm. femeilor, Bă, care exact. ele au puterea, mă, băiatule. Dacă e sau nu e vinovat de moartea lui Drusus, de bună seamă Seianus este bine servit de dispariția subita lui Drusus. Deci putem să ne uităm ok, putem să ne gândim dacă într-adevăr el l-a otrăvit sau nu l-a otrăvit, dar în orice caz are de profitat de pe urma lui, uh, uh, dispariției lui, uh, uh, lui Drusus, pentru că în momentul ăla practic uh, nu mai există niciun moștenitor direct. Și, pentru, și pentru averea imperatorului. Un singur lucru vreau să mai spun, te rog. Uh, da. Gândește-te un pic uh, cam uh, cât de cauzele de care se murea la Roma dacă toți oamenii importanți aveau persoane speciale care degustau mâncarea. Că până la urmă asta e povestea otrăvirii. Uh, Tacitus spune că Saiyanus chiar avea uh, bucurii trupești la Ligdus, ăsta degustătorul. Deci. Na, nu toți erau mitridate ca să reziste la o travă și să n-ai nevoie de degustători Dar toți ceilalți aveau sclavi specializați care gustau mâncarea înainte Dacă te înțelegeai cu sclavul ăla și ăla, nu știu, lua altceva, zicea Da băi, ok, e bună, mm, mm, o scuipa așa, imediat îți puteai otrăvi stăpânul Bine, o să discutăm peste ani și ani, o să discutăm despre rolul de paharnic Și de ce era foarte important, așa că să reținem că această funcție este foarte importantă în societatea romană și să nu ne părăsească această idee pentru că va fi într-adevăr un aspect important pe termen lung. Tiberius, după dispariția lui Drusus, nu are planuri de înlocuire dinastică și face un apel. Deci ăsta este, zic eu, este ultimul mare moment în care Republica Romană ar putea să-și reintre în drepturi. Tiberius se întoarce către, uh, către consul, se întoarce către senat și îi roagă, efectiv, Tacitus spune că, uh, că îi roagă în genunchi, oarecum, uh, pe, pe consul să preia din responsabilitățile lui. Uh, și ăștia refuză. Este, este momentul în care. Uh, practic, mi se pare. Deci, Tiberius niciodată nu vorbește mai clar de chestia asta. Zice, bă, eu nu am niciun plan să las responsabilitățile astea cuiva. Uh, e timpul să vă faceți voi treaba. Bă, faceți-vă treaba. Ăștia, m -m. Nu, nu merci. Nu, e foarte bine așa. Îmi place titlul de consul, dar îmi place și mai mult faptul că nu trebuie să, să am responsabilitatea pe ceea ce fac ca, ca și consul, așa că e în regulă. Dorina, ai, ai dreptate și ți-am spus, în principiu, sunt de partea lui Tiberius, dar Tiberius real nu dă nicio responsabilitate Senatului. Nu face, Băi, nu face nici măcar un transfer de provincie imperială la Senat, deci m am uitat bă, dacă vreți, păi dă-le frate, adică bă, obligă să facă, da bă, face și chestia, păi cine a făcut așa din senin să facem, că ne zice princepsul, normal că ea preferau da. niște locuri călduțe, așa dacă îi obligai, bă, făceau, nu, De acord. nu, nu știi, nu nu poți, te ajut, nu vrei, exact. Te deci aici, aici, totuși trebuie să ne uităm că la câți ani avea, 54-56 în momentul în care a preluat, 54 57. Probabil, nu? 57 în momentul în care a preluat uh, mandatul. Acum este aproape 10 ani mai târziu. Uh, 10 ani mai târziu e un om de 67 de ani. E bătrân, mă. Da. E bătrân. Omul e bătrân. E, după, după standardele romane e foarte bătrân. E foarte bătrân după standardele romane și e, e clar. Zice, bă, n-am nici planuri de înlocuire dinastică. Mai avea dar, niște pe acolo, că și Germanicus mai avea, Drusus să mai avea pe Tiberius Gemelus, mai avea un singur fiu. Da, erau vreo 2-3 da. infanți acolo, copilași. Dar da, dai, erau, nu, nu erau încă pregătiți pentru era, preluarea era, responsabilităților. Da, erau, erau minori toți. erau minori toți de uh, Și de fapt asta este. Deci Acum, uh, îmi, odată cu dispariția lui Drusus, situația uh, dinastică e destul de, de simplă. Destul de simplă. Rămân ca și urmași Tiberius Gemelus, care este fiul Liviei Iulia cu Drusus. Parcă... Da, corect, parcă da, corect. Nu? Da, da, da. Așa. Este uh, Drusus fiul Agripinei și al Germanicus. corect, Și este Nero. Nero Iulius fiul... asta, da. da, da, da. Așa. Și Caligula sau Gaius. Și Gaius. după aceea este Gaius. Da? da? Nu mai știu ce se întâmplă. Deci, în 23 moare de fiul de 4 ani al lui Drusus, și rămâne doar fratele Tiberius gemelus, așa, tot în 23, rămâne doar Tiberius gemelus, și practic rămâne Tiberius gemelus care este prea mic să poată face ceva. Și uh, rămân Nero, real Nero, Drusus și uh, Gaius, care Gaius încă e micuț, uh, ca uh, potențial urmași. Ăștia sunt toți uh, crescuți de Agrippina, uh, soția lui, uh, lui Germanicus. Da. Și Tiberius are o mare problemă cu Agrippina. Agrippina are gura mare. Efectiv, asta e. Agripina este foarte vocală, se plânge tuturor că Germanicus a fost sabotat de către Tiberius, că Germanicus a fost omorât de Tiberius și ea se bate foarte tare pentru cariera fiilor ei, Nero și Drusus. Foarte important că Agripina se bate doar pentru Nero și Drusus, nu prea se bate pentru Gaius, pe care Gaius e. Totuși, pentru e pe ultimul, e vai de E ca multimulti. Uh, ideea e ceva e de genul, bă, parcă mai era încă unul, dar nu mai știu cum îl cheamă, știi? E, pe unde să se pună pe toți trei, așa să mai facă întâlniri, era exact. doar pentru fi ei, nu, nu mergea. Ideea e că nu e doar și... influentă Agrippina, ci și adică nu e doar vocale și și foarte influentă. Și vine... în jurul ei adevărate forțe, așa, nu republicane, dar adevărate, adevărate forțe care nu l-au la suflet deloc pe Tiberius. Am discutat în episodul trecut despre cum uh, Iulia, Iulia cea bătrână, uh, fica lui Augustus, început să se concentreze un fel de partid sau o facțiune care să îi se opună lui uh, uh, lui Augustus. Cam la fel se întâmplă și cu Agrippina. Sau cel puțin, ăsta este lucrul pe care Seianus încearcă să-l... Uh, să-l dea de înțeles. Uh, le manipulează pe Livia și Livia, Livia cea bătrână aia, de, da, care avea acum 80 ceva de ani, care era uh, uh, mama lui Tiberius. Da, da, da. Și pe Livia Iulia să se plângă lui Tiberius de aroganța Agripinei și de intenția ei din ce în ce mai vizibilă de a se apropia de putere Seia nu se folosește de mai multe canale de comunicare El are controlul spionilor uh, lui, uh, lui Tiberius și fiind tot timpul acolo, Tiberius e un bătrân din ce în ce mai mult, așa cum și el o declară, se bazează din ce în ce mai mult pe Seianus, așa cum și Drusus observa că se bazează din ce în ce mai mult pe Seianus. Seianus preia din ce în ce mai multe responsabilități pe care le are Tiberius sau Chiar dacă nu, el nu preia nominal responsabilitățile, dar și arogă drepturile, și arogă poziția respectivă. Devine un filtru. Știi? Așa cum se plângeau ăștia că, de exemplu, la Ceaușescu nu ajungeau toate informațiile din, uh, din, uh, din teren, la fel se întâmplă și la Tiberius. Seianus este ca un fel de filtru care controlează ce informații ajung la, la Tiberius. Vă să știi că am stat și, și m-am gândit. Așa. Nu, nu, mi se, nu mi se pare chiar o comparație deplasată, așa că o să o fac. Seianus a fost pentru Tiberius ceea ce Agrippa și Mecena au fost pentru Octavian. Da. Cu diferențele de rigoare până la un punct, dar până la urmă și Seianus se ocupa de anumite chestii pentru Tiberius, bine, și pentru el, la fel cum și Agrippa și Mecena se ocupau de anumite chestii pentru Octavian și pentru ei, dar unul cu armata, altul cu propaganda și comploturile, iar Seianus. Era cu de toate pentru toți Dar din nou, revin la ideea principală Tiberiu se spune că e suspicios Pe toată lumea Dar mm -hmm. pentru a-i controla, pentru a intimida Pe toți potențialii complotiști Bă, trebuia să aibă încredere în cineva Nu putea să fie singur de capul lui Iar acest cineva a fost Seianus Din păcate, din fericire, nu, nu contează Mai ales da. Seianus avea și mijloacele Să o facă Avea cohortele pretoriene Aici aici se joacă tot jocul de putere Seianus, cohorte pretoriene Tiberius și ceilalți ți a spus, dacă Germanicus ar fi reușit să coaguleze mai multă parte din armată și dacă Germanicus ar fi făcut o cesariană, adică să vină, atunci s-ar fi schimbat raportul de putere. Dacă Drusus era mai popular cu cu legiunile sale din Panonia, pentru că avea mai până la urmă de bine, de rău, Sejanu ăsta controla o singură legiune, nouă cohorte. Da. Uh, Trucius avea mai multe legiuni. Dacă venea și el, atunci l-ar fi putut prinde, așa cumva, în menchină. Dacă partidul Agripinei uh, n-ar fi cedat la toate comploturile astea, uh, bă nu știu ce, 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 ce mașinațiune a învârtit Sejanu ăsta, dar să-mi trag palme. E unul dintre cei mai mari păpușari și complotiști din toate timpurile, pentru că timp de 15 ani au ieșit toate mașinațiunile astea. Ce se întâmplă este că uh, istoricii, uh, dar mai ales tacitus, uh, insistă în perioada asta după 23, insistă pe toate procesele, mai ales procesele de maestate sau legi ma maestate uh, pe care, uh, care au loc în Republica Romană. Și sunt tot felul de, de procese foarte variate, de exemplu, uh, și. Putem să vedem acolo dacă punem în perspectivă faptul că da, este posibil ca aceste procese să fi fost făcute cumva la influența lui lui Seianus, care Seianus își lua din ce în ce mai multe își aroga din ce în ce mai multe drepturi. Atunci el într adevăr ce face este să îi erodeze din ce în ce mai tare încrederea lui Tiberius. Tiberius, de exemplu, pare foarte lucid în absolut toate problemele, în problemele financiare, în problemele administrative, mai puțin în problemele care țin de siguranța proprie. Așa că o să vedem de prin 23 încolo cum încep să apară din ce în ce mai multe procese pentru oameni care îl care simte el că îl trădează sau pentru, pentru niște comploturi imaginate. Am putea să trecem printre ele, am am pe aici o listă de câteva astfel de de procese, dar cred că nu Eu vreau este să foarte mă refer la util. unul singur. Eu vreau să mă refer la Așa, unul singur. Uh, am discutat uh, episodul trecut de cel al lui Scribonius Libo, care e primul care moare cade victima acestei lezi majestăți Până una alta, pentru a-și pedepsi amici, mai face o chestie apropo de Lex mai statis asta Tiberius încurajează practica de lațiunii adică denunțul sau părăi uh -huh. sau nu știu, a, mă rog, a dat lui în gât, cum îi zice românul neauș, da, ca să da, îl pârăși da. pe celălalt. Și Roma, cum ai spus și tu, e împânzită de tot felul de informatori din ăștia, da, care se numeau de la Tores. Da, erau niște da. spioni, nu știu dacă imperial, dacă a lui Seianus, dar dacă ziceai ce nu trebuie și mai ales cui nu trebuie, cui nu trebuie nu ajunge prea bine. Deci, asta mm -hmm. e șmecheria. Și un tip care scrie ce nu trebuie și cui nu trebuie este Aulus Cremutius Cordus, care mm -hmm. e un, un istoric destul de respectat în, în societate, în vremurile respective. Din păcate, s-a pierdut cea mai mare opera sa, a, o parte a salvat o fică sa. Ăsta scrie despre, să vedeți pentru ce a fost până la urmă, pentru ce și-a pierdut viața. Scrie, așa cum scrie orice om, orice istoric în vremurile, despre războaiele civile, da, și despre domnia lui Augustus. Și îl laudă, îl laudă pe Brutus, și Tacitus spune că pe Casius îl numește ultimul roman adevărat. Da, deci uh -huh. cumva îi, îi laudă fix pe doi dintre cei trei protagoniști ai asasinării lui Cezar. Uh -huh. Cezar, Octavian, Tiberius, da, vedeți succesiunea. Și ăsta e acuzat de, de trădare de un anume, stai să văd cum îl cheamă pe ăsta, că e foarte important, mi-am notat numele aici, Satrius Secundus. Ăsta e un client al, al lui Seianus, la care o să ajungem un pic mai târziu, pentru că o să vedem, un trădător rămâne un trădător până la urmă și de obicei trădătorii sunt în partea celui mai puternici. Și pentru ideile astea, ca să termin povestea, pentru ideile astea, Cordus e denunțat, e judecat de senatul roman, în timpul procesului ăsta spune Bă, dar stai un pic, că pe vremea lui Augustus Știți, liberalismul Pe vremea lui Augustus și Titus Livius A vorbit frumos Despre Republică înainte și Augustus s-a mulțumit doar să-l mustre Și l-a numit Pompeianu, dar nu i-a făcut mm -hmm. nimic Doar că și pe vremea era cenzură Doar că era propaganda mai mai puternică Decât cenzura. Procesul e absurd Spune chiar el Bă, nu incit la război civil Brutus și casu s au murit de mult nu mai pot amenința cu legiunile lor pe nimeni. Dar, uh -huh. mă rog, se pare că pe doar lui a fost zadarnică așa că omul s-a sinucis ca să, să prevină o condamnare și o moarte. Și asta spune și tacitus atunci despre, despre acuzația asta de lezi majestate. E o chestie absolut nouă de care n-a mai auzit nimeni până acum. Și, întorcându-mă uh. la cenzură, Dorine, că asta o idee interesantă, peste vremuri să dai dă, să cartea lui Cordus e interzisă de Senat. Iar exemplarele existente pe piață sunt confiscate și arse în urma votului senatului. Deci, practica asta de care o să vorbim mai târziu n-a fost inventată nici de creștini, nici de naziști, cea cu arsul cărților. Dar, cu toate astea, da. zice aici tacitus foarte fain Nu poți decât să râzi de cei care cred că puterea prezentă și efemeră poate stinge memoria generației următoare prin fraudarea istoriei. Și asta e o săgeată foarte faină și către Octavian, din partea mea. Care, tot așa, a încercat să-l scoată din istorie pe Marcus Antonius, fără niciun fără niciun succes, evident. Exact, exact, exact. O să ne uităm foarte pe pe ce se întâmplă mai încolo. Cum ziceam, Tacitus se concentrează mai mult, Suetonius, de exemplu, efectiv zboară peste această perioadă din domnia lui Tiberius. Tacitus insistă totuși cu multele și practic face un inventar al mult, multor procese pe care le vede de lez majestate, procese care construiesc practic o rețea astfel încât seianus să se iasă din ce în ce mai sus, din ce în ce mai în față Și se mai întâmplă un lucru foarte important pentru pentru Imperiu. Într-o mișcare care în mod normal te aștepta să scadă puterea imperială, Tiberius decide să plece din oraș. O decizie asupra care a meditat destul de mult. Călătorește în mare parte prin campania și în cele din urmă se va stabili la Capri, E o insulă destul de izolată, de unde poate să urmărească foarte bine tot ce se întâmplă, dar este suficient de izolată încât să fie foarte greu să ajungi la el Ia decizia asta în anul 26 și pleacă cu o, cu o suită destul de exclusivistă, din care are un singur senator și anume Coceius Nerva care va fi bunicul unui împărat, o să vedem ce, despre ce împărat e vorba. Și la fel ia un singur cavaler cu el, un anume Curtius Atticus, în rest sunt oameni de știință, majoritatea greci, oameni de știință, înțelepți, filozofi, chestii de genul ăsta. Un incident bizar îi spurește puterea lui Seianus. Practic, suita asta cu care pleacă Tiberius, mânca la o vilă numită Spelunca, caverna, care era amenajată fix într-o cavernă și în momentul în care el era înăuntru are loc o anumecare de pietre. Ca gardă de corp, să își face treaba, îl acoperă cu propriul lui corp pe Tiberius și îl ține acolo în siguranță până în momentul în care sunt eliberați. Chestia asta spune Tacitus că îi sporește foarte mult încrederea lui Tiberius Sânseianus, în, în care probabil are încredere absolută în momentul ăsta. Și din momentul ăsta, din momentul în care Tiberius pleacă din Roma, ce face senatul? În loc să facă exact ceea ce ar fi trebuit să facă și anume să înceapă să ia decizii, totul este uh, tergiversat pentru că absolut tot este discutat prin scrisori cu Tiberius și zilnic este un transfer de scrisori între oriunde era tabăra lui uh, Tiberius și uh, și Roma E interesant cum a ajuns până la urmă la noi termenul ăsta de speluncă, că înseamnă un local din ăsta rău famat, adică te duci undeva, într-adevăr da. pornește din romanul de peșteră și grotă, dar a ajuns la noi așa un pic mai, na, are, are o conotație nu foarte nobilă. Interesant. Uh, problema, deci și aici mi se pare foarte interesantă inversiunea asta, pentru că în mod normal, ok, Tiberius se îndepărtează de putere. În mod real, însă, ce face este să sporească secretomania din jurul la ceea ce se întâmplă cu, uh, cu deciziile în, uh, în Imperiu că deja putem să-i spunem Imperiu și uh, toate diversările astea să, uh, să crească de fapt despotismul în guvernământ pentru absolut orice problemă se cere părerea înscris a lui Tiberius și practic asta duce la exact asta. Nimeni nu-și nu mai asumă răspunderea. Toată lumea merge pe opinia lui, lui Tiberius, pe care îl contactează în scris. Efectiv, în momentul ăsta, senatul este degeaba. Bun, Tiberius se stabilește la Capri și alături de el stă Seianus, dar Seianus, fiind șeful găzilor de corp, este cel care controlează tot ce se întâmplă cu scrisorile lui, sunt foarte multe lucruri. La un moment dat, practic, Seianus, în momentul în care scrie ceva, Seianus, practic, are putere, putere imperială. În perioada asta o pune sub arest la domiciliu pe Agrippina la Herculaneum. Îi sugerează lui Nero să se refugieze cu armatele din Germania, spunându-i că, bă, vezi că Tiberius nu prea ai place de tine și s-ar putea să te tem. După care se întoarce la Tiberius și îi spune, băi, tu ai auzit ce vrea să facă Nero. Nero vrea să se ducă la armatele din Germania și, și să, să se apere acolo de tine. Știi, deci cumva se vede că rolul în care este Seianus îi dă din ce în ce mai multă putere și el se bazează foarte mult, crește sentimentul paranoic în, în asta, în, Bă, nu, nu, doar, în Tiberius. Atâta, nu doar atâta, dar eu mă gândesc, mă gândesc că Seianus cam știe și conținutul scrisorilor, Dorine. Da, absolut. Deci absolut. tot, tot ce scrie Tiberius, ok, poate nu le modifică, nu le contraface, dar știe, știe ce le transmite, știe cum să interpreteze informația înainte și știe cum uh -huh. să o traducă, o -o... și Agripine știe ce să-i spună, și Senatului știe ce să-i spună, și urmașilor lui Drusus și lui Germanicus, și într-adevăr, cum spui și tu, Bă, Tiberius trebuia să aibă încredere în cineva, n-ai cum, n-ai cum da. să n-ai încredere, un om trebuia să-ți alegi de, de așa și toți au greșit până la urmă și Cezar s-a uh, înșelat în legătură cu mai mulți oameni și Octavian s-a înșelat în legătură. Da, cu majoritatea nu s-a înșelat, dar cu unii s-a înșelat, chiar cu, cu unii moștenitori. Bă, și așa și Tiberius s-a înșelat în legătură cu cel mai important om pe care, na, în care a avut de plină și maximă încredere. Când un trip al Freezy, numit Frizii se revoltă în anul 28, Senatul este atât de impotent și atât de înficoșat și atât de demoralizat să acționeze, încât se se întorc spre princeps și spre prefectul Găzii Pretoriene să acționeze. Tiberiu și Seanu se întorc în Italia, dar nu părăsesc campania. Iarăși tot așa, ei de la Capri se mută pe, pe continent și stau, stau pe undeva prin apropierea Romei, dar nu în Roma. Senatorii, cavalerii și mulți plebei merg să-i salute reîntoarcerea, dar Seianus controlează și Tacitus ne spune că controlează într-un mod dezgustător absolut tot ce se întâmplă în prezența lui Tiberius. Și Ăsta este, de exemplu, momentul în care Tiberius o căsătorește pentru că el are încă o groază de fice ale rudelor lui pe care trebuie să le placeze și pe, pentru care și are responsabilitatea pentru că este și capul familiei imperiale. Tiberius o căsătorește pe Agripina tânără, fica cea mare a lui Germanicus, cu Xneus Dom Domitius Ahenobarbus. Fiul lor, care e născut 9 ani mai târziu, va fi un anume Nero, despre care o să discutăm evident un alt Nero decât uh, cel care acum era speriat și se sugera să se refugieze în Germania. În anul 29 moare Livia la 86 de ani, bătrâna Livie. Livia, uh, Livia uh, Tacitus crede că Livia e ultimul obstacol în calea tiraniei lui uh, lui Tiberius. În momentul ăsta Tiberius nu mai are nimeni la care să uite și care să fie mai respectabil decât el însuși. Așa cum cu toții ne uităm la mamele noastre și indiferent de cât de multe am realizat în viață ne uităm cu un oarecare respect și o oarecare reverență la lucrurile pe care ne le zic mamele noastre, la fel și el cu mama lui mai ales că Livia este un caracter puternic, este un personaj puternic Uh, nu o gospodină oarecare Bă, culmea e că eu uh. nici am citit la Tacitus Poate să-mi fie cu păcat dacă am înțeles greșit Eu am înțeles că dintre cei doi Și Tacitus spune asta, nu eu Livia ar fi fost cea despotică, nu Tiberius Tiberius de multe ori o tempera pe mama ei Mama ei era cea autoritară Mama ei l-a da. controlat tot timpul din umbră Și i-a impus ce să facă Tiberius era cel care din respect pentru mama ei Tocmai că o respecta foarte mult Nu îi dădea una peste față, ca să zic așa deci, si, sigur, deci acolo este un echilibru ideea, este că acest factor de putere foarte important, pentru că într-adevăr, dacă observăm relația dintre Tiberius și Livia în ultima vreme este destul de rece. Dar chiar așa, Livia impune un anumit respect în fața lui lui Tiberius. Correct. Și Tacitus observă chestia asta, că după ce moare Livia, nu mai există nimeni care să-i spună pe mai ho. Dacă Dorine, dacă era după Livia și nu după Tiberius, luna septembrie se numea Tiberius, iar octombrie se numea Livia. Vorbesc serios, așa a propus ea, dar Tiberius a zis, bă, băgați-vă mințile în cap, lăsați-i pe Cezar și pe Augustus, lăsați iunie și iulie la locul lor, ok, ei au locul lor în istorie, eu nu o să fiu așa meseriaș că n-am un uh, compartiment de PR așa meseriaș ca Luceza și al Octavian, eu nu văd de, de, de viața mea. Și lăsați lunile să se numească a șaptea și a, și a opta. Dar dacă era după Livia, aveam acum iulie, august, Tiberius și Livia. Da. Între 29, deci după anul 29, există o perioadă de 2 ani în care nu prea mai avem informații. Tacitus e ceva mai. Frugal cu informațiile, uh, Diocasius, uh, fragmentele astea se pierd, deci probabil Diocasius a scris mai mult uh, despre perioada respectivă, dar uh, s-au pierdut fragmentele respective. Uh, ce știm, uh, și știm, așa, foarte, foarte fragmentar, este că. În perioada asta, între 29 și 31, Nero a fost exilat în insula Ponția, Agripina a fost exilată pe Pandanteria, unde a fost deținută și Iulia cea bătrână și aparent Agripina este brutalizată pe Pandanteria, unde își pierde un ochi bătută de un centurion. Agrippina chiar va muri în insula Pandanteria în 33 când Tacitus crede că a fost înfometată intenționat ca să pară un suicid. O să vedem că foarte mulți nobili, nobili mă rog, aristocrații romani, ca să se sinucidă, recurgeau la înfometare intenționată. Și asta este o treabă pe care o vedem destul de des. Nu uh, în fometare? Înfometare sau setare, Că mor mai repede dacă te însetezi nu trebuie să te înfometezi Da, 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 însetare. da, da la, la însetare ai un răspuns visceral. Uh, la înfometare nu prea ai răspunsul la visceral. Ăsta da, e da. motivul pentru care. Mor fără uh, să sufere așa este... mult, da. da. mor fără să sufere, e mai complicat. Fața este că, de exemplu, uh, Nero este. e încurajat să se sinucidă sau. Se sinucide uh, sau este ucis în anul 31. În cam perioada respectivă se întâmplă un lucru foarte important. În anul 30 uh, este numit uh, pentru ca și consulat, uh, deci de fapt pentru anul 31. În perioada asta au loc foarte multe procese de, uh, de lezmajestate de exemplu, Tiberius și aici începe să-și arate cumva colții tiranici, începe să se răzbune pe oamenii din senat care nu erau de acord cu el. De exemplu, pe Asinius Gallus de care am vorbit în episodul trecut. Și din ce în ce mai mulți aristocrați cad prada acestor procese de, ma de lez majestate. În 31, Tiberius își ia un al cincilea consulat și îl ia pe Seianus ca și coleg. Momentul este practic încununarea a ceea ce și-a dorit uh, din totdeauna Seianus. Pentru că mai face un lucru Tiberius. Tiberius îi spune că o să-i dea putere tribuniciană lui, uh, lui Seianus cândva în anul 31. Uh, și uh, Seianus nu are motive să nu aibă încredere în, uh, în Tiberius Pentru că data trecută când a făcut lucrurile astea și a dat putere uh, tribuniciană lui uh, Germanicus sau lui Drusus La fel își luase uh, titlul de uh, consul Ultimele dăți când a fost consul a fost în 18, când l-a făcut pe Germanicus și Tribun și pe Drus, pentru Drusus în anul 21 Deci, practic la începutul lui 31, Seianus devine public partenerul lui Tiberius Și aparent există un complot de a-l omorâ pe Tiberius și cam toți istoricii antici pică de acord când cumva Seianus a ajuns la vârful puterii, pregătește o revoluție. Dar treaba asta mi se pare, și nu numai mie, mi se pare că nu prea are logică și aici avem o problemă cu ce vine întâi, ou sau găina. Seianus pregătește o revoluție pentru că află că Tiberius vrea să-i dea în cap? Sau uh, Seianus chiar pregătea o revoluție, și ăsta e motivul pentru care Tiberius uh, începe să-l suspecteze. Uh, Dio, de exemplu, sugerează că Seianus a devenit mult prea puternic și senatul și oamenii se uitau la el, la Seianus, ca fiind conducătorul lor și îl urau nu, cu toată ființa. Uh, aristocrații îl urau pe. Seianus, pentru că Seianus era un cavaler, nedem de poziția de putere pe care o avea. Plebea se uita la el urât pentru că plebea ura cavalerii, pentru că cavalerii erau, de fapt, făceau treburile murdare în, în relație cu plebea și anume luau taxe, conduceau micile gospodării unde erau mai mult sau mai puțin Supra-solicitați oamenii și tot așa Deci cumva Seianus Era exact în locul unde Era cel mai urât uh, Posibil Păi hai să spun și... ce se mai întâmplă așa. până acum Până să ajungă el consul Că mai au loc mm -hmm. niște chestii care pot fi interpretate În diverse chei Până când să ajungă el consul Care să fim serioși Era o funcție mai mult onorifică Acum la Roma Nu mai era funcția aia de șeful statului Erai consul, erai mă rog a pendulei, adică tot princepul, tot principele, tot principsul decidea ce se întâmplă. Însă, până să ajungă consul, e refuzat totuși. Tiberius, uite, e bună teza asta ta, o să o iau în considerare. Nu m-am gândit, într-adevăr, n-am analizat cumva că a fost, a fost o schemă și din partea lui Tiberius. Noi ne-am gândit tot timpul că complotul a fost doar din partea lui Seianus. N-am analizat și invers problema. Seianus vrea să se căsătorească și să intre în familia imperială. Uh -huh. Și Tiberius, totuși, mai are o umbră, o urmă de demnitate și e cumva congruent cu el însuși și zice, bă, am dat niște legi, am, sunt, am vrut să separ clasele astea, fiecare cu rolul lui în Univers. Hai să nu-l fac păsta, chiar, nu știu, ginerele meu și să-l fac după aia urmași și a amânat un pic treburile și a văzut aici, într-adevăr, se vede, într-adevăr, puțin, uh, îl și avertizează pe Seianu și spune, bă, vezi că te întinzi un pic mai mult decât ți-e plapuma. Doar un pic. Mi-ai fost foarte uh, de ajutor până acum, dar nu uita totuși cine este jupânul aici, cine decide. Ești galul meu, dar ești galul meu doar la consulat. Princeps este unul singur și eu sunt la. Și da. Tiberius, Tiberius nu era prost. El află până la urmă de toate jocurile astea de culise a lui Seanus, dar nu se duce din prima la el să-l să acuze, să-l demaște. Se orientează puțin și se gândește, bă, cine comandă cohortele? Eu sau el? Păi cam el le comandă. Eu ce comand? Păi eu comand senatul. Ia hai să-i fac pe senator să se simtă util și să-l acuze pe uzurpator. Așa că începe să le trimită scrisori senatorilor, cum făcea de multă vreme deja, Uhum. În unele, în, și foarte. Aici e, e foarte isteț, nu știu. Dacă a fost uh, o schemă de-a lui Tiberius, e foarte deșteaptă schema. În unele zice chestii laudative la adresa lui Sejanus, în altele nu prea. Le spune senatorilor: Bă, ia fiți atenți că e un om care dintr-un simplu ecvestru ajunge, dita mai consul. Și atunci trebuie să vă uitați cu mai multă reticență la el. Tiberius, ca să-l forțeze cumva și pe Seianus în anul 31 să facă asta, renunță la funcția de consul chiar în mijlocul anului, după 3, 4, 5 luni, ca să vadă. Aici testează și un pic care e suportul popular și al soldaților pentru Seianus. El nu știa, bă, ăsta e popular printre ceilalți pretorieni, e popular cu populația. Și când se asigură, doar atunci când se asigură că nu este un război civil din toată confruntarea asta, apelează la uh, Nevius Sutorius Maca Acum, da. A, Asta este povestea, lasă-mi pâine să o zic pentru că e, e foarte interesant După cum spuneai și tu, Tiberius tot, tot încearcă să trezească senatul Dar evident, senatul, așa cum ne-am învățat deja, nu va mai acționa de capul lui și uh, îl, uh, îl înneacă pe Seianus într-o mare de. Deci, nu doar, uh, nu doar Senatul, dar și pe Seianus îl înneacă într-o mare de scrisori. Uh, Seianus începe să simte că ceva se întâmplă, dar ca să-l calmeze, Tiberius îi spune că favoritul lui va primi în curând puteri tribuniciane. Și uh, pentru asta îl trimite într-o zi și anume pe 17 octombrie, seara, e foarte important asta, îl trimite pe Quintus Nevius Cordus Sutorius Macro, pe care o să-l numim Macro, pentru că nu e mai simplu, cu investirea ca prefect pretorian. Macro intră în Roma pe timp de noapte, se prezintă în fața consului sufect Memius Regulus și prefectului Vigiles, care era paza de noapte, și l-a răsărit pe 18 octombrie urcă pe dealul Palatin unde se întâlnește senatul la templul lui Apollo. Afară îl întâlnește pe Seianus, care Seianus începuse să fie îngrijorat că Tiberius nu-i mai trimisese niciun mesaj. Macro îl asigură că are mesaje strict secrete legate de puterea tribuniciană a lui Seianus. Așa că Seianus se liniștește, intră în templul lui Apollo unde se întâlne, unde se întâlnea senatul. Templul e zi de pretorieni, practic Seianus nu are de ce să se teamă, însă Macro le arată băi uite, eu sunt noul prefect pretorian le arată odinul semnat de Tiberius și îi trimite în cazarmă și îl îi înlocuiește paza, paza templului cu vigiles și apoi intră în, în templu și dă consulilor scrisoarea de la Tiberius Scrisoarea este citită în direct în Senat, este lungă, e plină de acuze minore la adresa lui Seianus și uh, în ea Tiberius scrie despre temerea lui pentru propria siguranță și se roagă de Senat să trimită un consul la Capri cu o gardă militară care să le scorteze până la Roma. Apoi, la final, cere ca doi prieteni de a lui Seianus să fie pedepsiți, iar Seianus să fie arestat. În momentul ăla apar vigiles care îl arestează, care fac exact lucrul ăsta, îl arestează și îl bagă în închisoarea pe Seianus. Seianus uimit, bă, unde mi-au dispărut pretorienii, ce se întâmplă? Pretorienii nu se revoltă, pentru că, de ce? Macro se duce, evident, următorul lucru merge în cazarma pretoriană, pentru că Seianus i-a strâns pe toți la un loc, pe toți îi va informa Macro uite, eu sunt noul, noul șef pretorian pretorienii nici ei probabil nu erau foarte mulțumiți cu Seianus, dar și în momentul în care a venit, uite, ăsta e ordinul înlocuind pe Seianus au zis, ok, Macro este noul șef, trăiască Macro uh, în momentul în care senatul vede că pretorienii nu se revoltă zic, a, ok Senatul prinde în sfârșit curaj pentru prima oară în vreo 50 de ani și îl condamnă pe Seanus la moarte. Sentința e executată imediat, cam cum am făcut și noi cu Ceaușescu, l-am prins L-am executat imediat Ca să nu se răscoale pretorienii lui Ceaușescu Bă, nu, are, cum îți place ție Are loc un proces cum, Sumar Are loc un, un proces așa cum e și pedeapsa și execuția Sumară prin, așa. prin strangulare Dar îl judecă deci să da, cumva, păi fac, fac și un și acru judecat. de judecată. Da, exact. Și asta, noi spun. Ăla. Așa spun. Nu. A, așa. Dar ei nu? cred că chiar l-au judecat după niște reguli mai. Adică ei au respectat regulile. La noi n-am da. respectat nicio regulă atunci când l-am judecat. Absolut. După moartea lui Seianus, uh, Senatul deodată are o efervescență în materie de decrete, ridică o statuie a libertății în forum, dau o mulțime de alte decrete. Încep să fie acuzat tot felul de prieten de-a lui Seianus. Încep o groază de procese la adresa toată rețele, întregii rețele a lui Seianus. Tiberius era pregătit cu un plan alternativ de scăpare în caz că Macro nu ar fi reușit. Deci, Tiberius era ceva de genul, bă, eu nu știu ce se întâmplă la Roma. A reușit Macro, n-a reușit Macro. Dacă nu ar fi reușit Macro. Tiberius avea o navă pregătită și era pregătit să, să, fugă. Dacă Macro nu ar fi nu ar fi reușit să pună mâna pe garda pretoriană, Macro avea ordin să meargă să-l libereze pe Drusus, care era și el în închisoare pe undeva, și să-l facă împărat, în, practic să ia poziția de princeps. Așa că, cumva, mi se pare. Deci, uitându-mă la episodul ăsta și felul în care îl tratează pe Seianus, mi se pare destul de clar că uh, avem acolo un princeps care e destul de speriat, e destul de paranoic, uh, e destul de înfricoșat pentru propria lui viață. Știi? Că... Da, păi, nu e, eu nu văd deloc așa. El află, Dorine, el nu-l acuză pe Seianus așa tamnesam. sam. Vin tot felul da. de oameni la el. Vine, vine Satrius Secundus, un fost client al lui Seianus, care până la urmă îl trădează și pe, pe stăpânul său Vine Antonia Minor, fosta soția lui Drusus. Mai vine fosta nevasta lui Seianus, Apicata, asta care da. a căzut în disgrație se răzbună și acum poate de deci el primește scrie o din scrisoare cel puțin, și se da. sinucide după aia, că își dă seama că scrisoarea e prea mare. Cu... Deci... Numai că în scrisoarea respectivă, picat la acuză pe Seianus că l-ar fi uh, otrăvit pe Drusus. Asta spun, el primește din cel puțin trei surse informațiile astea. Și dacă uh -huh. sunt doar 50% adevărate, tot ar fi trebuit să scape de Seianus. Pentru că și dacă Uita. îl minți cu orice chestie, și cu o virgulă, dacă suveranul are încredere în tine. Tu, clienta lui fiind, până la urmă, da? Și tu îl minți pe suveran, bă, n-ai cum să scapi. Că ăla și-a încredințat toată încrederea în tine și tu îl minți? Nu se poate. Deci, acuzațiile s-au părut destul de grave lui Tiberius încât să pună în mișcare uh, toată birocratia asta greoaie din uh, Imperiul Roman cu scrisorile la Senat și, cum ai spus și tu, să se gândească până la urmă la mai multe scenarii. Bă, stai un pic, nu reușește macro acolo, ia să mă duc la, la Nero și la Drusus, ia să mă duc la următorii. Dacă nu reușește exact. macro deloc, ia să mă duc, nu știu, să evadez. Dacă n-ar fi reușit macro, erau foarte multe șanse, sau dacă așa, erau șansele să izbucnească un război civil. Am fost la atâtica de un război civil. Da, da. Uh, povestea lui Macro este atât de remarcabilă. Uh, nu lui Macro, scuze. Povestea lui Seianus este atât de remarcabilă încât, sincer, am putea să-i dedicăm încă câteva episoade. E foarte interesantă merită analizată din toate punctele de vedere. Dacă vreți să citiți mai multe despre asta, citiți niște monografii de -ale, uh, dedicate lui Tiberius sau uh, citiți chiar clasicii uh, Tacitus, uh, Setonius scrie foarte puțin, dar Diocasius mai scrie foarte mult. Deci Tacitus, uh, Diocasius, ce scriu despre, despre toate lucrurile astea Povestea lui este atât de remarcabilă încât uh, o poveste similară nu se va mai întâmpla Decât, uh, nu știu, ai spune că e genul de poveste care se întâmplă odată la o mie de ani Dar se va întâmpla cât de curând Pentru că, ce se întâmplă? Nu a rezolvat absolut nicio problemă cu eliminarea lui Seianus nu, Tiberius? a înlocuit o mărie nu. cu altă pălărie L-a înlocuit pe Seianus cu macro Să-l înlocuiască pe Seianus cu macro, exact Ce da, urmează Ce urmează? este uh, ceea ce istoricii antici Aici eu mai am încă multe pagini de notiță Dar îmi dau seama că durează mult prea mult Și sincer nu merită toate detaliile astea uh, Bă, Dacă e, am făcut de două ore episodul Eu zic că putem să-l facem și de trei ore Putem să-l facem și de trei ore, dar cred că cred că nu este foarte util să intrăm să, să aducem tot felul de nume, precum, nu știu, Vescularius Flacus sau Iulius Marinus sau tot felul de, de nume de genul ăsta. Pentru cei care doresc să citească mai mult, întotdeauna am fost rugat să dăm mai multe surse: citiți Tacitus Analele, citiți Diocasius acolo clasicii și, de exemplu, Suetonius este fascinant, scrie, scrie la nivel de magazin, deci la nivel de clickbait istoric. Deci este foarte plăcut să, l citești pe Suetonius, dar să nu îi dai foarte multă crezare. Ideea este că Tiberius, după eliminarea lui Suetonius, devine foarte paranoic după eliminarea lui Seianus, nu Suetonius. Suetonius nu va fi eliminat. Devine mult mai agresiv. Este agresiv și cu cercul lui intim. Execută și printre, dintre prietenii lui vechi, care îl însoțiseră în exodul din Rodos. Acești doi, Vescularius Flacus și Iulius Marinus, de care vă ziceam. Tacitus este foarte indignat pentru că vede din ce în ce mai multe procese pentru les majestate, dar ceea ce îl deranjează pe el este că de ce este atât de indignat este că de vreme ce femeile nu puteau fi acuzate de conspirație contra statului, erau aduse în tribunal pentru lacrimi. Mama unui condamnat aristocrat este condamnată la moarte pentru că a purtat doliu pentru fiul ei. Ceea ce uh, Tacitus pe, pe dreaptă măsură găsește revoltător. Păi, e revoltător, dar, dar nu e credibil. E revoltător, dar nu e credibil. Uh, băi, este credibil, pentru că uh, probabil condamnarea respectivă este luată din analele juridice ale, uh, ale imperiului. Și uh, Tacitus probabil știe ce vorbește, cel puțin în ceea ce privește ce s-a înregistrat. Uh, în analele respective istorice. Ce se mai întâmplă? Uite, de exemplu, un lucru remarcabil, Nerva decide, deci episodul ăsta mi se pare foarte interesant, Nerva decide că vrea să se sinucidă. Anunță că vrea să se sinucidă și se va sinucide prin uh, înfometare. Da? el vorbește, vorbește cu prietenii lui direct, dar el stătea la Capri, unde era și Tiberius. Și era în suita lui Tiberius și Tiberius îl întreabă, bă, dar ok, dar de ce vrei să te sinucizi? Dar nu te sinucide, știi? Deci, asta e o chestie. El refuză să-i spună lui Tiberius de ce decide să se sinucidă, însă le spune prietenilor lui și informația ajunge și la Tacitus. El spune că se uită la, la fel în care arată imperiul, la fel în care a ajuns felul tiranic în care se comportă statul în momentul ăsta și nu vrea să fie asociat și să-și păteze onoarea cu ceea ce se întâmplă acum în statul, în statul roman. Asta este un, asta s-ar putea să fie și, uh, și un fel de uh, cosmetizare făcută de Tacitus uh, ceva mai târziu, pentru că Tacitus parte scrie în timpul uh, uh, dinastiei Nervilor, nu? Dar uh, asta este o altă discuție. Uh, ideea este că uh, din ce în ce mai mult, scuze. Din ce în ce mai mult, structura de suport al lui Tiberius este din ce în ce mai săracă, din ce în ce mai puțin oameni de încredere în jurul lui. Așa spune. Zic așa, ok, să zicem că a ajuns Tiberius la extremele astea de care scriu Tacitus și Suetonius și pe care eu, sincer, le cred la fel de mult ca atunci când îi cred, că, când spun lucruri bune despre el. Adică, mă rog, mm -hmm. așa, mai cu jumate de, de gură să presupune că tu afli că oamenii tăi cei mai de încredere vor să te sape da, Îți ascund chestii, te mint în față, afli că fiul tău a fost otrăvit de soția lui infidelă Că apropo află că Livila l-a da. înșelat cu toată Roma E și o expresie și nu sper să nu mă condamne ceneau E o expresie curva Romei care are legătură, nu, nu, nu cu tipa asta, cu altă tipă da, complotează cu omul tău cel mai de încredere, în condițiile în care, să ne aducem aminte că noi am vorbit despre Tiberius, toată familia sa în care au loc morți dubioase, pe care tu atunci nu le suspectai ca fiind dubioase, pe uh -huh. care acum le vezi într-o altă lumină. Ei bine, și eu aș fi făcut la fel ca Tiberius. bă, da, dar fix la fel, dar poate chiar mai rău aș fi făcut eu. Îți bași picioarele în nea diplomație și eleganță și lege. Pui mâna pe satâr și faci prăpăd și în stânga și în dreapta, pentru că oamenii nu merită. Nu merită un conducător drept de cele mai multe ori, nu merită un conducător echilibrat, nu merită să dai dovadă de viziune, să ai grijă de provincii, să-i să, nu știu, să pui pe toți la locurile lor. Nu! Toți vor haos, toți vor puterea doar pentru ei și nu le convine. Orice, orice formă de guvernământ ai încercat tu să ticluiești, Republică, democrație, orice, bă, nu o să le placă și o să vrea să te dea jos, o să-ți găsească tot felul de acuze, de nu știu ce. Și în colecție pe care am învățat-o eu din moartea sa lui Seianus, o lecție istorică care are legătură și cu Octavian și cu Antonius, îl omoară pe ăsta și nu doar atât, ai fac din nou, damnați o memorie chestia, dar îl șterg din toate documentele și inscripțiile publice. Bă, și chiar și așa, uite că noi tot vorbim despre Săianus, da? Și tot, deci exact. tot, a, tot, a supraviețuit deci asta e o lecție foarte foarte importantă iar, iar soția lui Soția lui Seianus Care e până la urmă capul răutăților sau mă rog, Fără ea nu s-ar fi putut întâmpla Multe din chestiile astea că, Când vorbea și de Iulia Maior Trebuie să găsești un pion uh -huh. Și în familia împăratului Trebuie să găsești pe cineva acolo Care să da un liability Pe care să-l exploatezi Până la urmă ea nu e ucisă E dată în custodie mamei sale Uh, Octavia care e uh, da a avut un rol important în descoperirea conspirației și care o ucide până la urmă cum prin înfometare, evident că era la ordinea zile pe asta se exact. se pare și așa terminăm cumva toate, urmează toată familia, toți complicii, tot 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 tot. tot. E ucisă până la ultima fărâmă de de Seianus, nu mai există nimic. E, exact. Ei, ei, sunt, ei sunt uciși sunt copii, da, ei da. sunt deci toată structura, de, de, toată structura pe care și-a creat-o, chiar și oameni care au fost asociați la depărtare cu Seianus sau uh, unul este amintit că uh, spune în senat ceva de genul, bă, dar stai că nu ne-a plăcut cât de cât de Seianus, adică a fost ok omul uh, și numai pentru chestia asta a fost uh, condamnat și nu mai știu dacă a fost omorât sau exilat. Uh, este o discuție exact așa cum am uh, discutat noi doi, nu, nu mai știu dacă am discutat înregistrat sau înainte de podcast. Uh, ultimii ani ai lui Tiberius au fost numiți uh, regim de teroare. Uh, după standarde moderne, uh, victimele par foarte puține. Dar motivul pentru care uh, uh, istoricii se uită peste perioada asta. Uh, și într-adevăr reconfirmă ideea că ar fi un regim de teroare, este că din descrierea lui Tacitus e destul de evident uh, isteria, panica din rândul arist aristocrației, delatorii din ce în ce mai activi uh, și uh, felul uneori aleatoriu în care Tiberius uh, uh, aplică pedepsele. Uh, Tacitus chiar încearcă cumva, adică se uită peste toate procesele astea și zice, da, mă, ok, sunt niște chestii care sunt aberante în procesele de lez majestate, dar multe din lucrurile alea sunt niște păi. lucruri reale, care chiar se întâmplau, adică ea mai furau, ea mai făceau diverse chestii. Asta, asta uh, am spus și eu, istoricii moderni. Spun că pe vremea lui Tiberius au fost acuzați de trădare și magistate 52 de oameni. Mă rog, unii 50, alții 100, să, să, luăm, să, să zicem 75, facem o medie aritmetică. Mm -hmm. În 23 de ani, 75 de oameni înseamnă puțin, înseamnă 3 oameni pe an. Dar realitatea este că uh, majoritatea proceselor sunt concentrate în ultima perioadă a lui uh, Tiberius. Nu știu, Cordu și poștea sunt în 25, sunt în 19, până în 30, sunt vreo 10 cazuri. Da, dar în perioada, în perioada de final sunt mult mai mulți. Ok, ok. Și că... su Suetonius, deci Suetonius aruncă o chestie care e, e un pic, care Pune niște semne de întrebare. Adică, oricât de abrant e Suetonius, Suetonius spune ceva de genul: Nu trece zi fără, fără o execuție și sugerează că torturile sunt la ordinea zilei, chiar sunt un spectacol uh, pe care uh, Tiberius îl degustă în intimitatea vilei lui din Capri, unde își aduce oameni pe care uh, și are o plăcere deosebită în ale. Uh, în a le urmări chinurile Suetonu spune niște chestii abominabile Despre Tiberius pe care nu o să le citesc Pentru că trebuie să meargă toți copiii la culcare Dacă am începe să facem chestia asta Spune niște chestii de o perversitate Ieșită din comun Îmi vine, exact. îmi vine greu să, să cred Dar să spunem că nu știu Ai dreptate Prefer regimul ăsta de teroare a lui Tiberius În locul regimului lui Sula Cina, Marius Cezar da proscripțiile lui Octavian Deci sunt cel puțin cinci alte perioade din istoria Romei mai triste decât perioada asta Aici de, -acord. de bine de rău bă, de bine de rău, nu te lua nimeni din casă dacă îi se părea că nu știu, ai ochi albaștri sau nu frate, doar dacă ziceai prostii Bă, respect l pe principiu, atât aș cer, nu vorbi prostii da. Ok, știu, nu e bună cenzura, am mai spus, dar totuși poți să trăiești, poți să te duci să pui mâna să mănânci o cireașă, să te duci la un joc gladiator, să faci o baie publică, să arunci cu oala de noapte pe stradă Deci poți să faci niște chestii Atunci exact. nu puteai să faci nicio chestie că nici nu știai de unde răsare zeul morții și te ia cu el să nu, să, să nu uităm de uh, tipul care l-a salutat pe Marius și pentru că Marius nu i-a răspuns, el l-a omorât <laughs> Pentru că e ceva de genul, a, vrei să te dai pe lângă Marius deci, da, da într-adevăr, nu este la nivelul ăla de teroare, dar este totuși un regim în care aristocrația și Tacitus, să nu uităm, este un aristocrat, el se uită la soarta aristocrației și este mai preocupat de soarta aristocrației, se uită și este cumva deranjat de, de felul, în, felul în care aristocrații sunt, sunt tratați de către... Da, man, da, da, O să vezi Tacitus. Pe, pe vremea lui Tacitus este altă dinastie. Nu mai sunt Iulio Claudieni și atunci omul. Bă, dinastia are asta care acum e cea mai tare. Aia de dinaintea mea se nașpa. Și atunci... Tiberius mai are o ultimă problemă cu care o să încheiem. E clar, Tiberius este un tip bătrân și își dă seama că nu poate încredința senatului responsabilitatea conducerii Romei. Așa că e vorba de cine va urma după, după Tiberius. Există trei candidați în momentul ăsta. După eliminarea lui Drusus în 33, mai sunt trei candidați posibili. Unul este Tiberius Gemelus, care e mult prea mic. Unul este Gaius, fiul Agrippinei, dar care Întotdeauna a fost un pic aparte și a fost destul de apropiat lui, lui lui Tiberius și a fost mai tot timpul pe lângă Tiberius chiar un pic cam prea lingău. Și un alt candidat este Claudius, fiul lui Drusus, fratele lui Tiberius, v-am zis că vorbim de trei Drusus, pe care îl rejectează, Tiberius îl rejectează ca fiind incapabil intelectual. Claudius este un tip care e preocupat de filozofie, dar despre Claudius o să vorbim un pic mai mult ceva mai încolo. În momentul în care Tiberius moare în martie 37, singurul candidat evident este Gaius, Gaius numit Caligula pentru că sau Caligula sau ciuboțică pentru că era, era porecla pe care i-o dăduseră când Germanicus îl lua pe. Târa practic toată familia după el în campaniile militare și Gaius era un fel de mascota a legiunilor. Îi rămâne numele de Caligula, care îi rămâne ca poreclă, dar o să vedem mai multă despre Astea, Astea ăsta. sunt celebrele caligule, calige. Caligele astea sunt celebrele uh, uh, sandale romane, alea care se fixează mm -hmm. pe picior cu niște curele în jurul gambei și luăsta mic, așa îi ziceau soldații Caligula, i-a rămas Caligula. Așa se a numele. Tiberius l-a fi preferat ca urmaș pe Gemelus, dar Gemelus e mult prea tânăr. Gaius e prea lingău, dar este popular cu masele, ca și fiul lui Germanicus. Și totuși, Tiberius știe că nu are un, niciun rezultat uh, notabil. Mai mult, Tiberius se uită la ceea ce uh, face Germanicus, uh, la ceea ce face Gaius, și vede că ăsta e pasionat mai degrabă de diverse lucruri uh, imorale, să spunem pe scurt. Nu vrem să-l facem pentru că avem totuși un rating și nu vrem să intrăm foarte mult în detalii acum, dar probabil că în episodul următor va trebui să o facem și să dăm niște exemple. Dar în cele din urmă Gaius se prietenește cu Macro, fac împreună un fel de parteneriat și în martie 37 Tiberius, hai să nu spunem că moare, într o seară, o să dăm pe peste așa, așa: să respire. Exact, într-o seară încetează să respire. E clar cum moare Tiberius, dar probabil cea mai vehiculată variantă este cea în care la un moment dat leșină sau pare că, că moare, și toată lumea începe să-l felicite pe Gaius pentru noul rol de Princeps. Între timp, Tiberius se trezește, devine conștient, cere ceva de mâncare Și aici sunt cumva două variante Una este că Gaius refuză mâncarea și se duce să-i să ofere niște perne și, și altă variantă este cea în care Macro, ca să lase pe Gaius să se bucure de felicitările pe care tocmai le primește Se duce să-i ofere lui Tiberius o pernă fix peste gură și merge și îl sufocă. Deci, Ambele variante sunt la fel de credibile, deoarece de vorbim bă. vorbim de un bătrânel de 78 de ani aproape, Tiberius, și da. vorbim ori de Macro, ori de Caligula, care erau mai tineri, mai în putere, deci putea oricând să-l sufoce, să-l înădușe pe ăsta cu perne, cu niște haine, cu ce avea el pe acolo prin pat. Ideea exact. e că la vârsta asta n-ai cum să mai opui o foarte mare rezistență, că nu ești ca Marius să faci flotări la 70 de ani prin Campus Martius, Ideea e că bă, cât de mult să trăiască și un om. Cred că l-a depășit exact. depășit chiar și pe Octavian Tiberius. Exact, exact. Când vestea ajunge la Roma, toată lumea se bucură. Și senatul care speră că are, are parte de un princeps mai manipulabil în Gaius. Și uh, populația care este atât de bucuroasă că. Și aici, reacția populației este cea care ar trebui să, să ridice un niște semne de întrebare în legătură cu regimul lui uh, lui Tiberius. Uh, populația urlă bucuroasă: Tiberius în Tibru, aruncați-l pe Tiberius în Tibru. Uh, lumea e foarte bucuroasă că Tiberius moare. Și este foarte încântată. Care lume dorine, Care lume? Este. Oia proștii. Oia proștii. Ușor de manipulați exact. Oia care oricum n-aveau niciun rost în România, oricum care stăteau pe stradă și se bronzau așa Exact, exact. La care beneficiau de mocangeală. Da, da. Oia, îți spun da. eu, oia sunt. Și bă, da, ok, n-a avut mulți prieteni nici în timpul vieții, și se pare că n-a avut prieteni nici, nici după moarte. Dar. Vedeți, când nu ești mulțumit cu cineva, o să vină altcineva care o să îl... Băi, deci după următorul împărat, după ce o să vorbim despre Caligula, Tiberius o să pară bun ca soarele de pe cer, o să pară cel mai minunat princeps din istorie. Parcă l-ar scoate pe Tiberius din Tibru. Da... Uh... Mai sunt, mai sunt destule chestii interesante. Mai, cum spuneai și mai tu. sunt multe lucruri, da. Uh, hai să facem o concluzie lui Tiberius, pentru că mi se pare că am, uh, am mers pe cronologie, poate, dar aș vrea să punem după, după un episod mamut, aș vrea să tragem niște concluzii. Okay, da? ok, le tragem. Le tragem doar două-trei chestii, vreau să mai Așa. spun. Uh, dacă vă interesează care este cel mai lung conflict din uh, istoria. Uh, Principatului lui Tiberius, să știți că se numește Revolta lui Tacfarinas da, sună așa mai rastafarian și e un fel de iugurta Nu intru deloc în amănunte, căutați, doar Tacitus scrie din păcate, nu o să găsiți altă sursă despre el Între anul 15 și anul 24 și se chinuie trei consuli handicapați acolo trimiți de senat și nu mai reușesc problema Și aici tot așa, la Tiberius vreau să ajung Până la urmă, tipul ăsta obține o mică victorie și trimite niște scrisori la Tiberius. Încearcă să negocieze cu, cu Tiberius, adică, mă rog, face pace, dar să obțină și niște concesii din partea romanilor. Și ca să înțelegeți din nou cum se uită Tiberius la oamenii, să înțelege din nou cum văd romanii, disprețul ăla romanilor pentru străini și superioritatea pe care o resimt în comparație cu toate celelalte popoare, poate cu excepția grecilor. Tacitus spune mm -hmm. că Tiberius ia foc, se simte umilit vede ca pe un mare afront îndrăzneala unui om de rând de a încerca să fie la același nivel cu un ilustru roman provenit dintr-o ilustră familie și conducătorul unui vast imperiu cum era el. Nici mulți regi nu și-ar fi permis chestia asta, dar un ciurli burli. Deci, din nou, Tiberius inspiră până la urmă și își dorește autoritatea aia. Poate nu și-o dorește la modul propagandistic, cum și-o dorește Augustus, își dorește o autoritate Autoritatea nu e rea, ca să ne înțelegem Autoritatea, dacă e înțeleasă cum trebuie, este indispensabilă Trebuie să existe o scară de valori, un sistem de valori, o ierarhie Indiferent dacă vorbim de niște structuri militarizate sau demilitarizate Ierarhia este bună, nu putem fi toți egali Nu există, uh -huh. e o utopie Dacă doriți utopii, citiți-l pe Thomas Morus Citiți Cetatea Soarelui de Campanella Celelalte surse vi le-am dat noi aici Tacitus, Suetonius Eu l-am citit un pic și pe Iosefus Și ăsta spune niște chestii simpatice Pentru că uh, Tiberius e contemporan Nu doar cu Pilat, uh, cu Pontius Pilat E contemporan și cu Irod Antipa E contemporan și cu Isus Hristos E contemporan cu mulți oameni foarte importanți Care au schimbat uh, viața așa cum o știm noi acum Mult mai mult decât a făcut-o Tiberius și exact. uh, are legătură și cu o sectă care se numeau creștini la început, că erau mici și făceau o vâlvolaie pe acolo și o să mai povestim despre el Are legătură cu multe lucruri Tiberius este un tip foarte complex uh, Într-adevăr, e pe nemeritat în umbra lui Octavian Dar asta e, n-a avut piar, n-a avut n-a da, să angajeze da. Și, și, și mai ales urmașul lui îl eclipsează în foarte multe lucruri. Uh, un lucru pe care uh, să-l mai zicem în, înainte de concluzie este uh, am, am pregătit uh, cumva uh, ideea că, uh, că ăsta, că Macro, înlocuitorul lui Seianus, va fi mult mai rău, dar nu am explicat în ce fel va fi mult mai rău. Macro are ocazia să fie uh, mult mai influent decât uh, Seianus, pentru că Tiberius este mai bătrân. Mai lent, mai, mai bolnav, mai mai izolat și macro ajunge chiar să ia o mulțime de decizii fără măcar să se mai consulte cu Tiberius. Să ia anus, încă să încă mai, mai consulta cu Tiberius în cele mai multe lucruri. Senatul devine destul de, de suspicios în legătură cu macro. Dar în momentul în care Tiberius moare, Macro și Gaius, Caligula, vor deveni puterea de facto, și senatul nu prea mai are ce să facă. Și Sincer, nu pot să o zic cu, cu simpatie față de Senat, pentru că Senatul și-a aruncat la gunoi toate șansele de a fi relevant în, în noul regim de guvernământ. Și, de fapt, asta aș vrea. Dacă ar fi să. Știu, știu că avem deja două ore și jumătate și mai avem o oră și jumătate discutată despre, despre Tiberius înainte. Dar dacă ar fi după toate aceste patru ore să rămânem cu ceva, ar fi ideea că Tiberius consolidează în mod real uh, imperiul, f deși el se luptă cu ideea de a impune o tiranie și încearcă să, uh, să redea un pic... Uh, Măcar, măcar la suprafață, o oarecare independență și putere Senatului. Tiberius, mi se pare, din punctul meu de vedere, este ultimul republican și este, din alt punct de vedere, primul mare imperator real, pentru că el, practic, a preluat Imperiul, l-a consolidat l-a dat mai departe unui tiran absolut și în ciuda lucrului ăsta, Imperiul va dăinui încă vreo mie și ceva de ani. Da, eu mai, spun, eu mai spun, mai spun încă o dată, pentru că e foarte important, dar în egală măsură extrem de simplu și de logic, adică nu e nimic dubios aici. Tiberius este uh, indispensabil nu doar pentru consolidarea Principatului, cum spui tu, ci și pentru existența dinastiei, dinastia Iulio-Claudiană. Da. da, dinastia, clar, se naște de la al doilea moștenitor, conducător. Fără al doilea om care să o continue, nu există nici dinastia pe care primul a vrut să o, să o construiască. Și nu vin, asta nu e nicio idee măreață cum ziceai tu în episodul trecut, că nu știu ce. E definiția de la dicționar. O dinastie nu implică doar o familie, ci și succesiune. Dacă da. nu există succesiune, nu vorbim de dinastie. Și ca să dăm niște exemple, ca să înțelegeți din istoria noastră mai recentă, ziceai tu episodul trecut, îi aduceai în discuție pe Cuza și pe Carol. Păi Cuza la un moment dat se gândea și el că ar fi interesant dacă ar avea un moștenitor în principate. Moștenitorul n-a mai existat, deci n-a mai avut nicio dinastie la Cuza. La fel, la Carol I, dacă Republica de la Ploiești, să zicem, n-ar fi fost un fiasco și până la urmă Carol nu ar fi rezistat și nu ar mai fi existat Ferdinand, n a fi avut nicio dinastie de Hohenzollern-Sigmaringen. Cum Ferdinand exact. a existat după Carol I, am avut dinastie. Dacă nu exista Ferdinand, nu exista nicio dinastie. Și simple exact. as can be. Exact. Nu, sunt foarte de acord cu chestia asta. E tehnic foarte corect ceea ce spui tu. Um, pentru o... că, așa... Um, o concluzie, mai da, sunt... vreau și o concluzie Deși mai sunt așa. chestii cu o criză economică Cu mai sunt multe de vorbit Ce s-a întâmplat în perioada asta Prin toate provinciile periferice Prin regatele client Dar, bă, citiți și voi Că nu putem să vă dăm mură în gură Ia, puneți mâna pe carte Că n-a omorât pe nimeni, da? Uh, nu ca drobul de sare Dacă pică te exact. strivește Poți să te dai mai la o parte Că nu-ți cade în cap uh, un, uh, Așa, zi. Da, un. Uh, eu am un citat Ca o concluzie Eu am un citat din... Uh, din Tiberius, din Tiberius, din Tacitus, uh -huh. mi se pare Senzațional Altele sunt templele pe care le doresc eu, apropo că el n-a construit nimic, da? Uh -huh. Altele sunt templele pe care le doresc eu în inimile voastre, senatori. Altele sunt statuile splendide și eterne la care aspir. Aș dori să-mi fie cinstită amintirea, să-mi se recunoască strădania privind necesitățile Imperiului, precum și faptul că nu m-am gândit la mine însumi, ci la binele public. Dacă amintirea urmașilor devine ură, Ceea ce se construiește în piatră capătă răceala unui mormânt. Și vă las pe voi să interpretați cum doriți acest citat. Eu sper doar, nu știu, se, eu sper că Tiberius unde e, oriunde ar fi, se odihnește în pace. Iar noi, cumva, urmași, bă și noi, și noi suntem până la urmă urmașii lui Tiberius. Ne-am da. adus aminte de el fără ură, cum zice și el, fără ură, fără ură și fără patimă, cum zice și Tacitus la, la începutul analelor. Mă rog, exact. el a fost și mai pătimaș și se pare că l-a urât mai mult. Noi nu urâm pe nimeni. Vă prezentăm, uh, cum, mă rog, cum credem noi că stăteau, că stăteau lucrurile, și dacă uh, limbajul nostru pare un pic mai mai uh, dur, uneori, cu o zmetie, cu o palmă, cu o aluzie, cu un cuvânt mai dur, să știți că așa era viața atunci era foarte dură și societatea era dură. Credeți-ne că noi, prin cuvintele noastre nu putem nici la jumătate să să ajungem la. la... Nu vă imaginați cât de dură era. Piața în alea. Dacă unele din lucrurile pe care le spunem par cumva scoase din context, trebuie să luați și în considerare faptul că, uite, noi planificasem aici să nu petrecem mai mult de două ore, dar mai ales că e foarte multă informație, și pentru a pune lucrurile cap la cap, pentru a da un sens poveștii e foarte multă informație. Vremurile astea sunt foarte complexe și cu ramificații în tot restul istoriei. O să... Deci, noi încercăm să scoatem esențialul. Nu o să reușim tot timpul, uneori o să evităm anumite subiecte, de exemplu, în momentul ăsta nu vorbim despre iudaism, nu vorbim despre creștinism, pentru că credem noi că momentul pentru a vorbi despre lucrurile astea va veni ceva mai târziu. Um, și sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și pe care noi le-am sărit, nu le-am explicat sau uh, efectiv le-am le ignorat, de exemplu ce se întâmplă în Moezia. Uh, dar. A, da, corect. Um... Moezia între timp devine provincie romană, da. Exact. Moezia, între timp, devine provincia romană, de fapt, încă de sub, de sub Augustus. Dar. O, în o să anul 15, vorb... chiar după Augustus, da. da după exact. Dar o să vorbim despre lucrurile astea. Despre unele o să vorbim la timpul lor, despre altele vă invităm cu multă căldură, să căutați mai multe surse, să citiți mai mult pe subiectul ăsta dacă vreți să aflați mai multe. Mai multe. Nu o să fim niciodată nici perfecți în, în, în tratamentul nostru al personajelor, nu o să fim nici compleți, nici exhaustivi, dar încercăm să dictăm o imagine cât mai clară uh, și în momentul ăsta aș re, uh, reface ca și concluzia aș și re, uh, reintroduce cuvintele pe care le-ai citat din, uh, din Tacitus. Așa uh, încercați să rețineți mecanisme nu date. E foarte important să re rețineți mecanisme cum funcționează lucrurile, nu doar niște date. Da, e util și e bine să știți că Ștefan cel Mare a domnit între 1457 și 1504, dar e mult mai util și vă ajută mult mai mult să înțelegeți de ce, cum s-a întâmplat bă. domnia aia. La fel Corect. și Tiberius, bă, de ce a domnit ăsta doar, doar 23 de ani, având în vedere că Octavian Augustus a domnit 40, 50 103 vieți? Pentru că, în primul rând, săracul era foarte bătrân când a ajuns la domnie. Adică, nu știu, unele, unele explicații sunt și destul de simple. Da. Dar altele sunt complicate, așa că puneți-vă capul la contribuție, că și noi. Și că Dorin, Dorin e un tip foarte subtil, așa. Eu, eu, eu sunt eu un tip foarte sincer și mai direct. Bă, noi nu vorbim acum despre evrei și despre uh, creștini și așa, pentru că eu, eu de exemplu, vorbesc în numele meu, eu nu știu foarte bine subiectul, adică îl știu la nivel de discuție de, în fața blocului. Noi nu vrem să ne mai prezentăm în fața voastră cum făceam eu, de exemplu, în primele 20-30 de episoade, așa, la să vin cu informații din cultură generală. Dacă nu sunt semi-doxat cel puțin și nu înțeleg eu chestiile respective, cum s-au întâmplat, de bună seamă că nu, nu pot să vi le explic nici voi, ca să, înțelege, să înțelegeți nici voi. Și atunci vreau să le înțeleg eu, să le cunosc, să le citesc, să le aprofundez, și de abia după aia am și eu demnitatea și capacitatea, și așa să mă prezint în fața voastră. Ăsta e motivul pentru care este istoria românilor, așa cum o înțelegem noi doi. Vorbind de, de Site, că asta între timp a avut loc o mare schimbare, acum o săptămână în momentul în care o să auziți voi uh, uh, acest podcast. Acum o săptămână am uh, tranziționat site-ul pe un alt sistem care uh, este ceva mai simplu. Am creat și o adresă de e-mail gmail.com, unde puteți să ne scrieți și o să putem să răspundem prefer, Eu, personal, Dorin, prefer interacțiunea prin, prin e-mail. Sergiu încă va mai fi disponibil acolo pe Facebook. Bă, mersi! Dar... Mersi pentru că m-a saltați pe Facebook. Da, ați văzut că răspuns tot exact. timpul. Sunt, sunt un tip popular. Eu sunt Germanicus. De data asta, Dorin este Tiberius. Am schimbat exact, rolurile. Exact. Băi, nu le-am schimbat. Întotdeauna am fost așa. Hai să fim serioși. Pai, nu, că în <laughs> trecută tu erai princep și eu eram doar un consul. Tu erai. A, De fapt, nu, a, ba nu, ba nu, că tu tu ai rămas Tiberius, că Tiberius era princep și eu eram doar un consul. Vezi, da, exact, exact. Da, ai dreptate, ai dreptate. Okay. Uh, bun, deci uh, rămânem așa. Uh, vă garantăm că tratăm cu seriozitate toate intervențiile voastre. O rugăminte mai am. Uh, știi, deci noi, e, e o chestie pe care am auzit-o recent, și anume că sunt oameni care ne ascultă, care merg la alți producători de podcast din, din uh, România sau în limba română, care le spun, băi, nu sunteți voi atât de meseriași ca uh, ăia de la podcastul de istorie. Sau poate sunt alții care o ascultă, de exemplu, pe Călina și vin la noi și în mod greșit și închipuie că noi suntem mai slabi decât Călina. Trebuie înțeles Că nu există competiție între noi. Noi ascultăm cu plăcere podcastul uh, de istoria lui Nathan, uh, uh, ascultăm cu plăcere podcastul uh, Călinei și uh, nu facem o competiție care e mai bun, care e mai meseriaș, care e mai slab între, între, noi. Bă, apropo, podcastul, podcastul podcast este absolut, e, e, fabulos, e spumos acum că a ajuns exact. la Basarab și la Mușatin și vă spun, Game of Thrones e mic copil te. pe cei exact. fac, ce acolo. Deci, Călina o să fie un pic tristă pentru că ea e mare fană Germanicu și eu l-am cam blocat la mantinele, am făcut un body check lui, Germanicu, o să fie un pic abătută, dar ai trece, da, e ok. Exact. Deci, Vreau să zic, vă rog, dacă, dacă aveți un respect pentru munca pe care o facem noi aici, nu vă duceți să loviți munca altora care o fac poate un pic diferit sau care o fac altfel. Cam asta aveam de zis. Nu există concurență în domeniul de podcast de istorie. Noi vă recomandăm inclusiv. Deci, recomand, o să fac o pagină specială pentru recomandări. Unde o să pun cam tot ce știu eu în materie de istorie, care e, totuși, produs de calitate făcut în România și care merită urmărit. În materie de podcast, puteți oricând să mergeți, fiecare are ritmul lui, să mergeți să ascultați ce, ce face Nathan, să mergeți să ascultați ce face Călina, fiecare se adresează unui alt public și uh, aș dori ca între noi să existe armonie, nu există concurență, nu ne batem, nu ne scoatem ochii, nimic de genul ăsta. Uh, dar suntem și primii și cei mai buni, nu? Categoric, categoric. Bă, un singur prince poate să stea în, în lista podcasturilor de istorie, din România și din Republica Moldova. Exact, exact, exact. No, bun. Uh, mulțumim, ne auzim uh, data viitoare și uh, poate că o sperăm, de fapt, să ne menținem la ritmul de două săptămâni pe care l-am promis. Așa că sperăm că ne auzim peste două săptămâni. Ciao! Ave, Tiberius! Ave!